astăzi Mask unde Andrei 2010 24 de ore. Oh da, ați auzit bine. În videoclipul de astăzi, oameni buni, vă voi prezenta o compilație cu toate episoadele de Hide and Seek din ultimul timp, pentru că știu că este seria voastră, cred că preferată de pe canal, dacă nu mă înșel. Da, cred că e seria voastră preferată. Și practic v-am împachetat toate videoclipurile într-un singur videoclip. Deci practic putem să numim chestia asta un maraton de Hide and Seek, așadar relaxați-vă, luați-vă popcornul, fructele, legumele, apa, orice consumați voi și desigur nu uitați să dați un mare like înainte să începem, pentru că băi, dacă vă place seria de Hide and Seek și vreți să continuăm, chiar aș aprecia un like. Și fără nici fel de adăugare, hai să trecem la maratonul de Hide and Seek. Vizionare plăcută vă doresc. Astăzi Mask unde Andrei 2010. Oh, da, oameni buni, ați auzit extrem de bine și nimeni nu m-a văzut. Andrei 2010 a spus, băi, hai să mai jucăm un hide and seek, de-a fața ascunțelea. Și după cum bine știți, sunt maestru pe deghizări și vă dați seama că m-am băgat. Premiul este de 1000 de lei pentru cine reușește să câștige la hide and seek și da, tot ce pot să vă spun este să dați un mare like la acest episod. Dacă vreți episoade de hide and seek sau de Minecraft în continuare, un subscribe, un clopoțel și de asemenea nu uitați să scrieți în comentarii culoarea voastră preferată. Hai să trecem la clip! La 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 la! Ce zi minunată în care... o să mă duc să mă culc. Băi, sincer, îmi e puțin somnic, așa că hai să vedem ce se întâmplă pe aici. Am venit! Ok, hai să mergi... mă, ce? Bă, Andrei, de ce? De ce ai băgat bicicleta în casă? Bă, Andrei, bă, tu ți-ai pierdut mințile. Ce caută bicicleta asta aici? În primul rând, păi ce, nu are voie să stea și ea aici? Andrei, bicicleta nu este un om. Bicicleta nu stă în casă. Bicicleta stă afară sau în garaj? Păi nu e om, dar stă aici lângă TV. Nu strică cu nimic. Da, bă, Andrei, cum să bagi bicicleta? În primul rând, de unde ai luat-o? Tu n-aveai bicicletă? De unde ai făcut rost de bicicletă? Păi... hai să vorbim despre serialul de la TV. Bă, Andrei, nu schimba subiectul! Zi, de unde ai bicicleta? Bine... totul a început ieri. M-am plimbat pe stradă când dintr-o dată am văzut un băiat cu o bicicletă frumoasă. Salut, de unde ai bicla asta top? Ok... ce? Mamă, înseamnă că e scumpă rău. Ai bani mulți dacă îți permiți așa bicicletă. Auzi, nu vrei să mi-o vinzi mie? Și nu-mi spune că ai cumpărat-o! Păi și ce crezi, că am furat-o sau ce? Nu o vezi aici lângă tine? Andrei, și cât i-ai dat pe ea? Eh, niște mărunțiși. A, doar 10.000 de lei? Pua, chiar atât am la mine acum! Ce? Ce, bă? Andrei, stai, de ce te enervezi așa? Andrei, treci în coa! Firai tu să fii! Ai dat 10.000 de lei pe o bicicletă! Firai tu să fii, te prind eu! Cu o pasă dai toți banii! Aoleo, treci în coa! Treci în coa, firai! Tu să fii? Mă, ce? Unde? Unde a dispărut? Mă, n-ai intrat în camera asta sau ceva? Bă, frate, what? Unde? Unde s-a dus Andrei? Efectiv, mă alergam cu el acum câteva secunde. Oh, da, sincer, chiar ciudat. Nu pot să cred că efectiv l-am pierdut. Da, l-am văzut cum a intrat în cameră. Mă rog, ciudat. Hai să ne uităm la pești. Ce mă? Andrei, tu vrei să-mi spui mie că tu te-ai deghizat în perete și eu nu mi-am dat seama? Da, logic, nu știi că eu sunt maestru la hide and seek? Ce? No. Bă, da, uite. What? Ok, Andrei, recunosc, m-ai făcut la faza asta. Dar totuși mai ușor cu cuvintele, adică să fim serioși, nu ești tu cel mai bun la hide and seek. Ce ai zis, mă? Bă, stai mă așa, ce ai? Ți-am zis doar că nu e chiar așa, adică cu toții știm că... Cum adică? Păi stai că-ți explic. Cu toții știm că eu sunt cel mai bun, eu... Ha! No! Eu sunt cel mai bun la hide and seek, Andrei! Unde ești, mă, tu? Că ești vai de capul tău! Ce ai zis, mă? Bă!
Andrei, ce ai zis? Cei de la Vodafone lansează prima cartelă dedicată gamerilor. Exact, ați auzit bine. Cartela se numește Good Gaming și dacă vrei să o achiziționezi, ai un link în descriere, iar cu doar 6 euro credit, pe lângă SMS, minute nelimitate și net 5G din cea mai bună rețea de mobile networking din România, poți primi power-up-uri în jocurile tale preferate precum League of Legends sau Valorant. Ba mai mult de atât, după ce ți-ai ales power-up-ul și oferta Valorant sau League of Legends, poți trimite un SMS la 789 cu textul iSilent și te vei înscrie într-o super tombolă unde 6 câștigători vor avea șansa să câștige un voucher de 100 de euro pe Steam și practic asta e tot. Dacă ai câștigat, cei de la Vodafone te vor contacta și efectiv, ce poate să fie mai tare de atât? Ce? Ce ai auzit, am zis? No. Deci am auzit bine? Da, ai auzit bine cu urechiușele alea de bebe ale tale. Bă, în primul rând, tu ești o urechiușă. Ce, mă? Bă, treci în coa! Ba nu, eu! Ba nu, eu sunt! Ba nu, eu sunt! Ba nu, eu sunt! Ba nu, eu! Ba nu, eu sunt! Ba nu, eu! Ba nu, ba nu, ba da, ba, 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 ba. Dorel? Stai puțin. Băieți, puteți vă rog frumos să nu vă mai certați aici? Sau dacă vă certați, mai bine luați o cursă la carturi să vedeți care e mai bun. Mama! Bine, mă! Ok, Andrei, cu certurile astea nu o să ajungem nicăieri. Așa că eu cred că trebuie să facem ceva în privința asta. Ce-i spune de un match de hide and seek? What? Asta e o idee genială! Da, bă, nu știu, eu n-aș mai vrea să joc așa pe gratis, nu, n-are sens, adică nu știu dacă aș vrea să mă bag, adică pe bune. Păi cine a spus că jucăm pe gratis? Jucăm pe 10.000 de lei? Adică cine pierde, îi dă celuilalt banii. Ok, păi în cazul ăsta, hai să ne ascundem! Hei! Wow! Oameni buni! În momentul de față, eu mă ascund, iar Andrei trebuie să mă caute! Dar el momentan nu vede, pentru că practic numără de la 10 la 1. 10! Oh my god, 9! Ok, bun, 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 bun! Ok, pune numără, Andrei, trebuie repede să găsesc unde mă ascund! Ok, bun, cred că pot să mă ascund undeva pe... Nu! Oh my god, nu, 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 nu! Perfect aici! Oh my god! Cine nu-i gata, le-am cu lopata! Oh my god, a început! Ok, oameni buni, deci uitați-l acolo pe Andrei! Ok, și ceva, o să-mi schimb locația. Deci nu mai gata, fii atent, mă ascund aici. Deci fii atent că nu mă găsești niciodată. Stai, stai așa, cred că pot să mă fac direct perete alb. Și uitați-vă și vei că nu mă vede. Mamă, 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 uite-l pe acolo că trece. Mă, unde ești că te aud cum te plimbi? Oh my god, no, no, no. Deci fii atent că... Uite-l. Nici nu-i zic. Ești aici? Aha. Oh my god, a coborât jo. Aolo, aolo, stai să nu mă vadă, stai să nu mă vadă. Yeah, yeah. Bă, cât de nub e săracu. Mă, te aud să știi. Mamă, mamă, degeaba m-auzi, Andrei. Deci degeaba m-auzi că nu o să mă găsești în viața vieților tale. Deci sunt atât de departe încât nu o să mă vadă în viața lui. Pe bune. Nu e adevărat? Ok, bun, stai așa, hai să-i fac jocul puțin mai ușor. Ești la 10 blocuri distanță. Mamă, bă, nu cred că nici acum nu m-a văzut. Bă, e nub. Oh my god. Doamne ferișe, bă, cât de nub e. Ok, ok, hai. Ok, bun. Mă, ce? Ce s-a întâmplat, Andrei? Te-ai plimbat cumva pe aici? Eu? Niciodată! Fiți atenți, fraților, uitați-vă unde o să mă ascund. Sub piscină. Și, oh my god, nu cred că vine fix la piscină. Bă, lasă-mă! Bă! Efectiv, e fix aici. Oh my god! Bă, stai, eu o să încep să mănec. Au! Mănec, mănec, mănec! Mamă, sper să nu observe, sper să nu observe! Pleacă! Ce se aude? Pleacă pe de acolo! Ok, bun, hai, repede, repede! Haide! Bun, a scăpat! Doamne! Perfect, bun, pot să mă duc jos, pot să mă duc jos. Hai că aici sunt destul de în siguranță, cred. Ok. Salut! Nu, 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 nu! Ajutor! Oh my god, nu, 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 stai departe! Ok, stați, stați o secundă, am situația sub control, nu vă panicați, ok? Shhh. Oh my god, nu cred! Pleacă, bă! Mă, cum e posibil? Ok, haide, te rog, pleacă, 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 așa! Nu cred că nu m-a văzut! M-a văzut, nu! Haide, capul meu! Nu, 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 gata, știu, 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 fiți atenți, fiți atenți!
Bă, nu cred! Doamne! Nu. Deci, Andrei e incredibil. Ok, bun, cred că aici e destul de... Bă! Ce caut aici? Pleacă! Sau aș putea să plec eu, într-adevăr, da, cred că aș putea să plec eu. Miroase urât pe aici. Mă, ce vrei să spui? Doamne, ce că miroase urât. De vă... Nu! Andrei, stai, nu e ceea ce pare! Andrei, nu sunt eu, pleacă! Asta nu-s eu! Dar cine e, mă? Nu știu! Ok, bun. Nu, te rog, nu! Serios? Hai, bă, frate! Ok, e 1-0 pentru tine. Da, asta nu înseamnă nimic, adică, până la urmă, gen, doar pentru că ai luat... Yay! Silent, fii atent! Dar de curiozitate, cât o să jucăm? Primul care ajunge la 3 e oficial câștigător. Lejer! Ok, Andrei, eu sincer o să-mi aleg această hartă. Ce părere ai? Nu prea îmi place, dar hai. Ok, start! Oh my god, tot eu mă ascund! Bă, dar nu-i corect! Vreau și eu să mă ascund, ce-i asta? Îmi pare rău, Andrei, doar eu mă ascund! Mamă, frate, pot să fiu atât de multe chestii. Ok, bun, hai să vedem. Deci aș putea să fiu în primul rând lemn. Clar! Pentru asta număr doar de la 5. 5, 4, 3, 2, 1. Cine nu-i gata, iau cu lopata. Hai să vedem, o să te găsesc. Bun, fiți atenți, am eu o super ascunzătoare. Mamă, ce ascunzătoare am. Stați așa, doar trebuie să nu mă întâlnesc cu Andrei. Dați-mi doar 2 secunde. Ok, bun, perfect. Bun, fiți atenți, deci am o mega ascunzătoare aici. Deci aud pași. Ok, nu-i pasă nimănui, Andrei. Fiți atenți, deci mă transform în lemn. Și uitați-vă, bă, băiatule. Bă! Nu mă vede nimeni aici. Deci, oficial, nu mă vede nimeni aici. Deci, uitați-vă și voi, sunt full camuflat și ascuns de bannerele astea. Aha, de bannere, deci ești la bannere. Nu. Ai de capul meu. Cred că am făcut o prostie. Mamă, cum fac? Cred că vrea să vin aici. Te văd. Bă, Andrei, ce acolo? Pizza gratis? Uite acolo. Mamă. A scăpat. Unde? Mă, ce? M-a fraierit. Prea ușor, dar fii atent. Ok, gata, perfect. Prea ușor, prea easy. Nu mai vine niciodată aici. Gen, de ce ar veni Andrei aici, real vorbind? Nimeni nu o să vină aici niciodată, deci gata. Oficial am câștigat, pur și simplu. Unde e, mă, ăsta? Fii atent, n-ai tupeu să fluieri. Bă, nu o să fac asta. Ha-ha, papă lapte? Ce, mă, m-a făcut pe mine papă lapte? Na, de aici, na, fluierat, na, uite, gata! Aha, știu unde ești. Ok, ai 100%, n-are cum, de nu are cum să-și dea seama. Te văd, da, vezi să nu. Aici e, știu eu. Bă, săracu, sunt curios că nu o să-l caut eu cum o să fie. Bă, stai, mai sunt doar 10 secunde și câștigi. Oh my god, oameni buni, 10, 9. O să folosesc o metodă puțin mai urâtă. Oare care e aia? Ok. Ce, mă? Ce? Bă, frate, ce a fost aia acum? E... 2-0. Oh my god, eu îl caut. Ha-ha, în sfârșit, prea ușor să fie. Oh my god, frate, deci eu să-l caut pe Andrei. Mamă, chiar sunt curios. 5, 4, nu mă găsești dublule. 3, 2, 1. Cine nu-i gata, le iau cu lopata. Ia, mă, să vedem unde e Andrei. Ia să-l căutăm noi, mă, băiatule. Bă, de când voiam să-l caut eu pe Andreiul meu. Ia să vedem ce ne poate spune Andrei despre locația în care se află. Este o locație foarte frumoasă. Aha, e plină de natură. Ai, în grădină. Aici e! Ok, da, cred că nu e aici. Bă, frate, m-a fraierit! Ai trecut fix prin fața mea? What? Ce, mă? Ok, nu, stai așa. Nu, deci Andrei mă trolează, n-are cum. Ești aici? E aici, mă? Nu e aici, unde e? Ia uite-l cum sare ca un iepuraș. Bă, nu mai are de mine. Unde o fi ăsta, mă? Bă, frate, dar nu cred că nu-l găsești în două încolo. Ce dă el cu pumnii în aer? Bă, frate! Hai, mă, Silent! Bă, mă enervează! Unde, mă? Ia să vedem la câte blocuri. La 35 de blocuri distanță. Îți dau un mic pont chiar dacă tu nu mi-ai dat niciodată? Sunt afară. Păi, eu sunt afară acum. Deci înseamnă că e pe aici. E undeva prin astea băgat. Exact și eu, bă, unde, mă? Nu, deci nu-mi dau seama, efectiv. Bă, nu mai
crede. Ok, hai să vedem la câte blocuri e dacă mergem încolo. Ia, dacă vine aici, la câte blocuri e? 46 au crescut! Acolo am fost, doar ce am plecat. Omul meu schimbă locația. Bă, frate, 18 blocuri. Nu înțeleg. Hopa! Ia uita-l, bă! Bă, stai, stai! Alo, nene, bă, stai, bă, o secundă! Bă, ce îmi scapă? Mă, unde s-a dus, mă? Bă, what? Ce? Unde? Mă, unde s-a dus? No, unde? Aha, aici! Unde e? Unde? Uita-l! Vine aici tu să... Bine! Păi, bă, nu-i corect! Ba da, te-am găsit! Tu ai dat cu dalea, eu nu am dat niciodată! Nu mă interesează. 2-1! Cât e? 2-1 sau 2-2? 2-1! Andrei, pentru următorul hide and seek o să fim la țară! Ești gata? Start! Oh my god, nu cred! Bă, eu mă ascund! Oh my god, pot să fiu orice bloc! Ce, mă? Oh my god, asta o să fie prea tare! Dispar din fața mea? Ok, deci am 25 de secunde la dispoziție în momentul de față să mă ascund, oameni buni, și nu știu ce să mă fac. Uite, aș putea să mă fac cobblestone și fii atent cât de bine mă integrez aici. Deci în viața lui nu mă găsește aici. Doamne, cât de bine mă... Deci eu dacă mă ascund aici, e regele. 5, 4, 3, 2, 1! Ok, vin! Vino, frate. Ok, bun, hai să rămânem aici momentan și să vedem ce face Andrei, pe unde vine el. Ok, uite-l acolo. Oh my god, bă, l-a barat albinele. Ce se întâmplă, bă? Mă, ce e asta? Doamne, stracu, eu murit de albine și între timp eu sunt o bucată de cabl ăsta, ok. Asta e tare. Bă, hai totuși să-mi schimb locația, că nu știu, parcă mă simt așa, că parcă nu joc corect. Ok, ia, mama, ok, mă bag, uite, mă pun aici, gata. Deci eu nu mă mai mișc de aici. Ce bloc ești? Bă, sunt cobblestone. Olu, bă, iată-l pe aici. Mă, ce caută ăsta aici, bă? Bă, momentan nu s-a întâmplat absolut nimic. Bă. Oh my god. Te rog, spune-mă, nu te uita în sus. Mă, tu ești ăsta? Săracul crede că sunt un butoi. Ok, bun, nu sunt un butoi. Ia, hai să ne luăm după el să vedem când se prinde. Ok. Clasic Andrei 2010. Efectiv mă plimb lângă el și nu se prinde. Ăsta ești. Omul meu crede că sunt un cartof. Ai zis că ești cobblestone. Mamă, deci efectiv eu mă plimb. Deci eu mă plimb după el și omul nu se prinde. Mi se pare ireal. Doamne ferici, uitați-vă și voi la așa ceva. Mă, ce? Mamă. Blocul ăsta era aici, de fapt. Doamne, și-a plecat. Bă, e prea nu. Calule, unde e ăla? L-ai văzut pe aici? Și eu efectiv sunt un bloc de fân fix lângă el. E un bloc de fân și e pe lângă mine? Bă, cumva m-a dat de gol calul? Ok, trebuie să fug. O să te prind! Vine după mine! Nu pot să pierd așa! Are un topor! Are un pickaxe! Nu, stai! Scap! Fii atent, nu casa asta și scap! Fii atent! Perfect, ok, bun, parkour time! Ok, bam! Și acum, fii atent! Oh my god! Nu cred! Bă, băiatule! Unde e, mă, fânul? Doamne, nu știi că m-a transformat în lemn. Ok, și acum pot să plec. Regele! Bine, mă! Prea ușor. Stai, ești lemn, te prind. Da, vezi să nu, că deja am plecat. Ok, încă 40 de secunde, încă 40 de secundele. Vine după mine. Da, cred că vine după mine. Repede, crafting table, repede, dă crafting. Așa, bun, gata. N-ai cum. Unde e? Mamă, încă 12 secunde, încă 12 secunde, Andrei, te bat! Adică, mă rog, o să fie 2-2, dar totuși n-ai cum așa ceva. Oh my god, ok, bun, haide, 2-1, bine, bă! Ce, mă, unde erai? Bă, nu contează, contează că e 2-2 și acum e decisiva. Acum, ori câștig eu, ori câștigi tu. Eu, clar, ok. Start! Oh my god, eu caut! Oh my god, deci Andrei se ascunde. Andrei o să fie bloc în momentul ăsta. Ha, prea ușor. Nu. Ok, bun, Andrei, ai face bine să te ascunzi bine, pentru că asta e decisivă, oameni buni. E
Să vezi ce greu o să fie, nu mă găsești niciodată și câștig. Da, bine, mai vedem noi. Scrieți repede în comentarii cine câștigă, pariați repede în comentarii. 4, 3, 2, 1. Start la căutări. Ia mai ia să vedem ce se întâmplă pe aici. Ok, ăsta e, nu, ok, nu e ăla. Am încercat totuși. Tu ești, ok, nu e nici ăsta. Tu ești. Și aleargă el, bă, mai taci-mă din gură. Oh, oh! Ce aleargă el? Nu cred! Uite ce aleargă cu piciorușile ale lui! Trece cu a! Ești al meu! Gata, oameni buni, oficial. Oh, what? Ce mă? Vino cu a! Oh, oh my god! Și bine! Andrei! Să vină banii! A câștigat! A câștigat! Na 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 na. Să vină banii! Da. Ce? A ieșit! Păi și... Bă, banii mei! Da, cred că o să rămân doar cu bicicleta. Mi-a dat țeapă! Astăzi l-am trolat pe Andrei 2010 la Hide and Seek pe Minecraft! Ho, ho, exact! Adică, efectiv, în episodul ăsta m-am ascuns! Hei, mă vede cineva? Știu că v-a plăcut extrem de mult episoadele cu Hide and Seek, așa că am spus, băi, hai să mai băgăm și am zis să facem lucrurile mai interesante. Și dacă vă place seria de Hide and Seek și mai vreți episoade în continuare, nu uitați de sigur să dați un mare like la acest videoclip, oameni buni, un subscribe, un clopoțel pentru că apreciați foarte, foarte mult. Nu uitați că noua colecție de primăvară se va lansa pe data de 2 martie la ora 8. Și dacă vă întrebați cum am ajuns să joc Hide and Seek cu Andrei, ei bine, totul a început așa. Ha, băi, chiar sunt atât de curios ce face prietenul meu, Andrei. Nu de alta, dar nu m-am mai văzut cu el de o zi. Am fost plecat și... Andrei! Oh, ce... ce faci? Ei, și-am făcut și 1 milion. Multă muncă în spate și cu Andrei celebră. Bă, ce faci, bă? Andrei, cântam o melodie? Tu ce faci? Oh, dar ce melodie cântai tu acolo? Ceva ce am găsit la tine în calculator cât erai plecat. Ce, mă? Ba, stai o secundă. Adică tu mi-ai furat piesa de 1 milion din calculator? Nu, doar am împrumutat-o. Am ascultat-o doar. Ce, bă? Mama, firai tu să fii. Repede, trebuie să mănânc la calculator să văd dacă încă e acolo. Mama. Ce, mă? Mi-a luat tot calculatorul! Firar el să fie! Andrei! Ce faci? Dă calculatorul la înapoi în momentul ăsta, Andrei! Oh, ce? Ce, mă? Barney cântă la microfon și aici un sign pe care scrie găsește-mă, fraiere. Ai, firai tu să fii, Andrei! Ah, mi-a făcut-o din nou. Și acum unde s-a ascuns? Ah, stai liniștit că te găsesc eu. Nicio problemă, știu că ești aici. Ok, sau aici. Sau aici, sau aici. Oh, bă, frate, nu-i nicăieri. Ok, joacă bine, Andrei, joacă bine. Dar asta nu înseamnă că nu o să-l găsesc. Bunny, spune-mi unde este Andrei sau o să-ți iau microfonul. Da, cred că totuși Barney nu poate să-mi răspundă. Hai, mă, frate! Ah, gata, știu! Știu unde e, știu... Gata, îl găsesc! Aici! What? Seapă, fraiere! Băi, eu chiar nu-l văd pe Andrei aici. Îl vede cineva? Scrieți în comentarii! Ah, stai că te prind eu! Firai tu să fii! Ah, ce crede, mă, că poate să se ascundă? Știu că e în parc, știu că e pe aici! Porcule, l-ai văzut cumva pe Andrei? Vorbește cu mine! Na, poftim, efectiv, oricum m-a ignorat. Ok, nicio problemă, o să-l găsesc. Dorel, trebuie să știu dacă l-ai văzut pe Andrei. E urgent. Andrei? Nu l-am mai văzut de ieri. De ce întrebi? Am o treabă cu el. Ok, bine. Gata, știu unde e. Știu! Aici trebuie să fie, știu că e aici. Ioana, trebuie să-mi spui în momentul ăsta unde e Andrei. Spune-mi, știu că e aici. Andrei? La școală? Ce glumă bună! Nu a mai venit de semestrul trecut. Și atunci a venit că era pizza gratis la cantină. Hai, bă, frate, nu se poate. Ok, oameni buni. Deci Andrei chiar se ascunde bine. Bă, frate, Andrei chiar se ascunde bine. Pur și simplu eu nu-l văd. Adică pe bune, frate, chiar... Ce, mă? What? Ce? A ieșit stâlpul din perete? Ce se întâmplă, bă? Bă, frate, dar chiar așa nu ți-ai dat seama că tot timpul ăsta eram pe lângă tine? What? Nu cred!
Andrei? Sunt prea bun, mă, mă ascund prea bine. Pa! Bă, stai o secundă. Bă, Andrei, stai o secundă. Eu nu cred că ești tu. Adică eu nu pot să cred că tu ești Andrei. What? Nu cred. Ți-am zis că eu sunt maestrul la de-a face ascunselea sau cum se o scrie. La hide and seek, poate vrei să spui. Exact, la hide and seek. De câte ori să-ți mai zic? What? Bă, frate, nu, nu, deci nu, eu nu pot să cred că Andrei e atât de bun. Mă rog, e bun la hide and seek, dar nu mai bun ca mine. Ce, mă? N-ai zis asta. Oh, ba da, chiar asta am spus. Ești praf la hide and seek. Ce? Ce? Ce ai spus? Andrei, retrageți cuvintele acum! Ești praf! La 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 la! Ok, știi ceva? Dacă tot spui că sunt praf, atunci ce spui să ne duelăm la un super meci de Davați Ascunselea? Adică hide and seek! Haide, ok, haide. Și uite-mă, frate, a ajuns Andrei să spună că e mai bun decât mine la hide and seek. Bă, Andrei, dar stai o secundă, nu putem să jucăm pentru că efectiv nimeni nu a dat like la clipul ăsta până acum. Adică, cum putem să ne jucăm noi hide and seek dacă nimeni n-a dat like? Adică, pe bune vorbim, să fim serioși. Bă, nu se poate, eu nu mă mai joc, gata. Ok, nu, gata, 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 au dat toți like. Hai să înceapă hide and seek-ul. Wow, oh my god, Andrei, fii atent. În momentul de față, ne vom ascunde în acest village și practic trebuie să ne căutăm și să ne găsim. Acum întrebarea e, cine se ascunde primul? Eu! Dar de ce tu? Eu vreau! Bine, tu. Dar de ce eu? De ce nu te ascunzi tu? Eu! Ok, nu, stai o secundă. Ca să fie corect, hai să jucăm piatră, hârtie, foarfecă, cine începe primul. Ok, Andrei, piatră, hârtie, foarfecă! Oh my god, ai dat hârtie mai bătut! No! De ce mă ascund primul? Ok, bine, fie. Oh my god, asta o să fie atât de greu. Ok, Andrei, mă duc să număr. Bun, hai să vedem. 1, 2, 3. Bă, pleacă număr, bă! Până la 30? Ok, bine, bine, bine. 1, 2, 3, 4. 15, 16, 17. 20, 30! Ok, cine nu-i gata, le iau cu lopata! Bun, ideea e felul următor. Unde s-a ascuns Andrei? Avem dita mai satul în care putem să-l efectiv căutăm. Și gen, doar uitați-vă și voi, fraților. Și ideea e că totul efectiv e aici super ciudat pentru că sunt frunze și chestii. Oare s-a ascuns aici? Nu. Vezi că ai timp 5 minute? Hai de capul meu, băi, frate, unde e? Ok, bun, nicio problemă, o să-l găsesc, o să-l găsesc. Unde e, bă, frate? Mama, Andrei, cât mai am, cât mai am? Cât mai am? Nicio problemă, îl găsesc, îl găsesc, îl găsesc, nu-i problemă. 3 minute? Mă, ce era în chestul ăsta, mă, sarmale și Barney nelansat? Hai de capul meu, doar 3 minute. Băi! Ok, bun, aici! Ok, nu e aici, nicio problemă. Ok, e acolo, e în casa aia. Ok! Oh my god, nu! Mai 2 minute jumate? Năsosule, ajută-mă, te rog! Na, poftim, efectiv. Așa, da, 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 zi, zi unde e, spune-mi, te rog! Nu, omul meu nu vrea. Andrei, trebuie să jucăm rece cald, dăm niște indicii, zi-mi ceva! Ok, aici nu e. Rece. Ok, bun, hai că mă apropii. Zi, 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 sunt mai rece, mai cald, ce se întâmplă? Călduț? Oh, ok, bun, deci înseamnă că pe aici călduț, ok. Acum cum e? Cum e? Cum se transformă situația? Zi repede. Cald? Ok, și acum rece. Ce, mă? Ok, cred că încolo atunci, ia să vedem. Zi, cald, ok. Acum mai rece, ok. Acum frige! What? Aici e. Firai tu să fii. Unde ești, bă? Băi, băi, Andrei, unde ești? Sunt curios la copacul ăsta dacă e rece sau cald. Frige! Ok, și acum? Arde rău! Bă, dar stai, aici nu e? Sus nu e? Există o singură variantă. Firai tu să fii! Firai tu să fii! Unde ești, mă? Ah, trebuie să fie undeva pe aici, trebuie să fie, trebuie să fie! Mamă, 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 să vezi că nu-l prind, să vezi ce-i fac, deci nu se poate așa ceva. Cum o să... Opa! Andrei, te văd! Ia uita-l, bă! Bă, ce faci, bă, Andrei? Te-ai ascuns, bă! Te-ai ascuns sub pământ, a? Dacă nu jucam cald și rece, nu ghicei că sunt acolo. 1-0 pentru mine. Ok, Andrei, acum este rândul meu să mă ascund. Și iar acum o să mă ascund pe această insulă, iar tu trebuie să mă găsești. Ce, bă, o întreagă insulă, că m-am ascuns eu, m-am ascuns doar într-un sat. Băi, în primul rând, Vaco, pe tine nu te-am imitat la acest videoclip. Și în al doilea rând, Andrei,
Aie, ghinion, presupun. Acum du de la acel copac și numără până la 30. Hai. Ok, și cât numără Andrei acolo, nu o să mă ascund într-un mod tradițional. Ei bine, o să mă transform efectiv într-un... Așteptați. Porc! Și efectiv o să mă plimb pe lângă Andrei și el o să mă caute. Probabil o să zică, mă, pe unde s-a ascuns Ice Island? Dar eu efectiv o să fiu un porc. Fiți atenți că acum o să înceapă căutările. Fiți atenți. Deci uitați-vă la el. 28, 29, 30. Cine nu-i gata, le iau cu șavalul de diamond. Și efectiv, uitați-vă și voi, eu sunt un porc și n-are nici cea mai mică idee. Și pur și simplu o să mă caute la nesfârșit pentru că nu o să mă găsească. Ia, deci uitați-vă la el, pur și simplu. Mă, ce? Chiar are o lopată? Ok, pe mine nu mă prea interesează pentru că eu sunt un porc. Clasic. Dar fiți atenți, cât timp nu se uită, pot să mă transform efectiv într-o oaie. Fiți atenți, așteptați și... BAM! Hai de capul meu, asta e prea amuzant. Ia, ce se întâmplă dacă mă tot bag în el? Ia să vedem, care e reacția lui? Ia să vedem. Cred că o să nebunească, pur și simplu. Ia. Ce vrei, mă, oaie? Nu cred că e speriat sau ceva. Lasă-mă! What, a dat în mine? Lasă-mă că am treabă, trebuie să-l caut pe fraierul ăla. Cum i-a zis, mă? Unde ești, mă? Doamne, e disperat. Ia să vedem unde merge. Aha, ești undeva pe munte, cred. Măi, stai o secundă, nu zice rău, Andrei. Efectiv o să fiu singura găină de pe acest munte. Uitați-vă și voi, nu mai e absolut nimeni. Ia că a venit, uitați-vă și voi. Deci mă caută, săracul nu mă găsește și probabil e prea nervos. Dar eu o să mă iau după el fiind o găină. Ia să vedem care e reacția lui. Deci efectiv mă țin după el, sunt în spatele lui. Hai că trebuie să mă observe la un moment dat. Ba, unde ești, mă? Mă, e prea nervos că te caut peste tot. Ia fiți atenți, apar eu în spatele lui ca găină. Și tu ce vrei? Ia, hai să ne uităm la el în sus. N-am semințe, pa! Bă, ce face mă ăla? Doamne, ferește! Mamă, ce tare e să fii găină! Efectiv, poți să sari cât vrei! Ia, că a trezit pe el! Bă! S-a speriat! Bă, efectiv, s-a speriat de mine! Lasă-mă! Găină nebună, ajutor! Mă, ăsta s-a transformat în clip de troll, cred. Ajutor! Bă, Andrei, din păcate timpul a expirat pentru tine. Bă, dar nu-i corect, unde erai? Că te-am căutat peste tot pe insulă, nu-i corect. Și mai și mama și urmărit o găină nebună. Bă, Andrei, eu eram găina. Ce, bă, cum e posibil? Da, am uitat să zic, dar ne putem transforma și în animale. Ce, mă, hai, bă, nu-i corect, de ce zici abia acum? De ce te-am lăsat eu pe tine să faci regulamentul? Da. Ok, Andrei, acum este rândul tău să te ascunzi și poți să te transformi în absolut orice mob, iar eu trebuie să-mi dau seama care ești. Adică poți să fii și porcul ăsta, spre exemplu. Ok. Bun, o să număr începând de acum până la 30. 1, 2, 3... 4, ok, 7, 8, 9, 27, 28, 29, bă, poți să începi? Perfect! Cine nu-i gata, le-au cu lopata! Ok, hai să vedem, cine e, mă, Andrei, care e, mă, tu ești! Ok, da, cred că nu e oaia asta. Ok, nicio problemă. Trebuie să mă mai plimb pe aici pentru că, efectiv, avem toată câmpia la dispoziție. Adică, efectiv, oricine ar putea să fie Andrei. Ha, cumva albina asta e, stai o secundă. Ah! Da, cred că nu e. Și-am încurcat-o! Cumva tu, porcule? Da, cred că nu e. Bă, frate, da, e atât de greu. Aha! Rece rău? Mă, de ce stă găina asta pe loc? Cald rău. What? Ce, mă? Andrei, găina? Nu cred! Treci în coa! Mă, ce, ai intrat în apă? What? Firai tu să fii Andrei, ce crezi că poți să te ascunzi de mine? Mă, ce? What? Ce se întâmplă? What? S-a transurat în albină! What? Uite-te și tu, frate! Cum ar trebui să ajung eu acolo? Oh, alo! Ok, nicio problemă! Pot să o nimeresc! Ah! Wow! What? Ce, mă? Ok, dar încă n-am murit! Ah! Oh my god! Încă puțin! Ah! Firai tu să fii Andrei! Bă, frate, nu, n-ai cum, deci n-ai voie, ești nebun! Oh! Oh my god! Ok, încă una! Hai, încă una! Wow, ok, Andrei, se pare că aparent ne-am întors la hide and seek-ul clasic cu blocuri. Mult mai bun ăsta, e mai clasic. Bă, s-ar putea să da. Wow, observați cum efectiv în episodul ăsta am jucat 3 feluri de hide and seek. Ok, acum hai să apăsăm acest buton să vedem cine se ascunde și cine caută. 3, 2, 1, ba!
Oh my god, eu îl caut pe Andrei. Ha-ha! N-o să mă mai găsești niciodată! Bă, Andrei, bă, stai, bă, dar unde te ascunzi? Nu zic! Mamă, 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 chiar o să fie greu, cred. 3, 2, 1! Cine nu-i gata, îl iau cu lopata! Ia să vedem, mă, unde s-a ascuns ăsta, mă, firar el să fie, să vezi că-l găsesc imediat! Dar ce bloc s-a făcut? Nu mă găsești, lasă-mă! Lasă-mă, Andrei, că eu mă gândesc acum ce bloc ești. Ok, nu e butoi. Bă, frate, ce s-a făcut ăsta, mă? Mamă, mamă, mamă. Nu, nu e nici fun. Bă, Andrei, poți să-mi spui măcar ce bloc ești? Adică trebuie să-mi dau seama așa, să le iau prin eliminare. Ești dovleac? Nu, nu e nici dovleac. Sunt bloc de Andrei 2010. Ha? Deci măcar nu există blocul ăla. Bă, frate! Ba, da. Bă, frate, dar ce bloc poate să fie ăsta? Ce noob ești? What? Au trecut doar 50 de secunde. Sunt pe lângă tine, ha-ha. Oh my god, pe lângă mine? Dar nu-mi dau seama. Aha, e ascuns aici. Da, nu e aici. Bă, trei zi, bă, ce bloc ești? Hai să-mi jucăm, nu știu, ceva. Oh my god. Bă, dar trebuie să-mi dau seama, mă, unde poate să fie, mă? A, e crafting-ul ăsta, gata. Îți dau un indiciu, zi, te rog frumos. Sunt un mob. Nu poți să fii mob. Doamne, își bate joc de mine, Andrei. Poate să fie doar bloc și el îmi spune că e mob. Aha, da, omul meu face glumă. Nici o problemă, o să-l găsesc, o să-l găsesc, o să-l găsesc. Bă, dar nu-mi dau seama. A, ăsta e, ăsta e, fii atent. Cumpă! Doamne, nu-mi dau seama, nu-mi dau seama unde ar putea. Bine, n-am verificat tot într-adevăr, dar unde ar putea să fie? Andrei, spune măcar dacă ești în exterior sau în interior. Asta e foarte important. Sunt unde vreau eu. Hai că am înțeles. Bă, dar Andrei nu mă ajută deloc. Chest, nu e, mă, nici chest. Nu e, nu e, nu e. Dovleacul ăsta, dacă nu-i dovleacul ăsta. Nu cred. Bă, ce mai vrei, mă? Doamne, nu-i nici chestul ăsta, nici aici nu e. Știi că floarea soarelui este mereu îndreptată spre soare? Mai taci, bă! Ok, bun, stai o secundă. Oh, nu e nici asta. Bun, e Isus. Dacă nu e nici Isus, nu înțeleg unde ar putea să fie. Hai să vedem ce se întâmplă. Oh my god, frate. Mamă, câte blocuri. Da, nu e nici aici. Bă, Andrei, puteți să jucăm rece cald, te rog frumos, că nu mai pot. Cald, rău? What? Frige? Ia stai o secundă. Ok, nu e aici, nu cred. Oh! Ce? Ce, mă? Uite-l! Mă, ce a băgat viteză? Ai de capul meu. Mamă, mamă, mamă. Treci în pa! Mă, what? Unde a dispărut? Alo? Andrei? E un crafting! Vino coa! Te-am găsit! Mamă, nu pot să cred că în sfârșit l-am găsit. Treci, bani, coa! Mamă, dar ce viteză bagă, nu cred! Mamă, nu cred că-l mai prind. What? Unde s-a dus? Bă, frate, asta mă amețește pe bune! Unde e, mă? Stânga, dreapta, stânga, dreapta. Ok, stânga, hai să vedem. Ok, e aici, e aici, e sus, e sus, e sus. Zutul ăsta s-a dus aici. L-am pierdut. Ah, da, mă rog. Bă, frate, chiar nu înțeleg. Salut! Firai tu ăsta pe... Bine! Bă, nu-i corect! Cum adică nu-i corect? Te-am găsit pe bune. Bă, nu! Ai trișat! Ok, Andrei, ești gata pentru revanșă? Unde mă ascund eu? Da, normal! O să te găsesc în 3.4 secunde! Ok, acum eu mă ascund! Mamă, 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 oameni buni! Deci asta o să fie prea funny! Nici o șansă, n-are pur și simplu zero șanse pentru Andrei, zero! Că dacă mă fac butoi și stau aici, nu mă mai vede. Minți? Hai că mint! Nu, 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 deci pur și simplu zero. Bă, zero, voi știți ce înseamnă zero? Ok, bun, în momentul de față 5 secunde plege pe căutarea! Bun, hai că stau aici, stau aici. Bun, a început, nu cred! Cine nu-i gata, le iau cu lopata! Bun, dar stai că nu-i bine unde m-am ascuns aici. Oh my god, deci dacă mă ascund aici, nu, 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 deci fiți atenți ce se întâmplă aici. Oh my god, sunt efectiv un dovleac într-un alt câmp de 1000 de dovleci. Ah, e ca și câștigat meciul ăsta. Bă, unde ești? Bă, frate, uitați-vă și voi, sunt în dita mai câmpul. Plus că e prea departe, Andrei, nici nu-l văd. Oh my god, uite-l. Hai de capul meu, nu. Nu, 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 te rog, pleacă. Zic cald, rece. Rece rău. Hai că rece dacă e. Bă, frate, bă, 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 pleacă, unde ești, pleacă. Nu, nu, de ce se uită fix la mine? Bă, frate, what? Ce gras e dovleacul ăsta. Hei, cum adică? Ce, de ce te-ai supărat? A, nu, doar ziceam așa că, da. A, ok. Mamă, mamă, fraților, trebuie să schimb locul. Nu, nu e bine, nu e bine ce se întâmplă. Ok, schimbăm treaba cu dovlecii. O să mă fac o bucată de... crafting. Efectiv, stau un crafting table, stau pe spate. Ok, mă pun aici, perfect. Bun, hai că doar nu o să treacă Andrei pe aici. Ai de capul meu. Da, cred că o să treacă pe lângă mine. Haide, pleacă, pleacă, pleacă. Ce faci, mă? Cu cine vorbește Andrei? Cu tine, craftingule.
Ajutor! Hai de capul meu! Bă, cum mă găsim, mă, frate? Bun, repede, parcur. Hai că nu știe să facă, Ok, bun. Fiți atenți ce schimbă-i fac. Bam! Bam! Mama! Hai de capul meu. Ok, bun. Repede, ceva, planul B. Ok, gata, știu. Fii atent. Puh! Oh my god, nu cred. Bă! Sunt prea bun dacă eu am scăpat de aici. Unde te-ai dus, mă? Ok, bun, fiți atenți, o să mă pun o bucată de lemn aici, adică pe bune. N-ai cum, frate, nu ai cum, pur și simplu e imposibil. Ia că a venit, dar n-are, mă, cum, n-are cum, pur și simplu, uite, știu unde se bagă, n-are șanse, să fim serioși acum. Ok, bun, deci uite, pot să mă șui după el dacă vreau, pur și simplu e prea noob, frate. Ok, șt, liniște. Ia, ok. Nu, te rog, nu. Te rog, pleacă. Bucata asta de lemn de ce se mișcă? Hai, bă, frate! Andrei. Ha. Cum ai găsit? Te mișcai. Ok. Păi și cine a câștigat în episodul ăsta? Eu. Da, de unde știi că tu ai câștigat? Ok, fraților, cine a ținut scorul să scrie în comentarii? Eu cred că eu am câștigat. Da, așa zici mereu. A ieșit! Astăzi am trișat la Hide and Seek versus Andrei 2010! Ha-ho! Exact! Ați auzit bine! După cum bine știți, eu m-am obișnuit să mă joc Hide and Seek cu Andrei 2010, adică de a vați ascunselea, și avem această super serie în care pur și simplu eu mă ascund sau el se ascunde, iar celălalt trebuie să caute. Adică Hide and Seek, frate, de a vați ascunselea, știți și voi despre ce e vorba. Și treaba foarte interesantă e că el nu a știut că am trișat și că-l trolam. Dacă vă întrebați cum l-am trolat și cum am trișat, să zic așa, ei bine, am folosit un hack care efectiv îmi arăta unde e Andrei 2010, îmi arăta ecranul lui. Și asta a fost prea tare și amuzant. Așa că v-am dacă vreți episoade de genul în continuare, dacă vreți episoade de Hide and Seek în continuare sau de Minecraft, nu uitați să dați un mare like la acest videoclip, un subscribe, un clopoțel și de asemenea, nu uitați că noul ursuleț Barney este chiar acum disponibil pe istalem.ro. Mă rog, nu este chiar acum disponibil, o să fie disponibil 2 zile începând de acum. Deci, da, practic mai trebuie să așteptăm pentru el. A, și de asemenea, nu știu dacă vă dați seama, dar efectiv port un tricou din colecția de primăvară. Deci, nu știu dacă observa cineva. Mă rog, fără nici fel de care, haide să trecem direct la videoclip. Ha, ce zi minunată, frate. Băi, de când nu am mai fost pe acasă? Efectiv, n-am mai fost de atâta timp acasă încât efectiv am și uitat că există Andrei 2010. Adică, eu chiar am un prieten pe nume Andrei 2010, am și uitat de el, frate. Ia să vedem ce mai face. Ce mai face, mă, prietenul meu Andrei? Bă! Mă, ce se întâmplă aici? Am auzit eu bine sau ai zis că ai uitat de mine? Nu, glumeam, n-am uitat. Bă, băiatul, ce facem ăsta aici? Doamne ferește. Bă, Andrei, poți să te întreb și eu de ce ai 14.000 de canapele în sufrageria asta? Adică nu mai pot să merg de ele. Doamne, omul a nebunit cu canapelele. Păi, ia că chiar vreau să aud explicație. N-ai auzit că dacă ai mai multe canapele te simți mai bine și stai mai confortabil? Ce mă? Asta e cea mai mare prostie pe care am auzit-o astăzi. Bă, sincer, la mine merge, așa că lasă-mă. Adică tu vrei să spui mie că tu de acum vrei să ai 14.000 de canapele în sufragerie și să stai doar pe una? Da, exact. Păi, Andrei, da, noi nu suntem fabrică de canapele aici, nu știu cum să te anunț și nu, mie nu-mi convine treaba asta. E și casa mea, așa că te rog să scoți aceste. Ce bă? Bă, nu că ce bă. În momentul de față scoți canapelele astea de aici. Dar ce ți-au făcut canapelele? Cu ce te-au supărat? Bă, m-au supărat. De ce? Băi, fraților, no, deci Andrei devine din ce în ce mai nebun pe zi ce trece. Cum, frate, să cumpere 10 canapele pe motiv că mă simt mai bine? Mamă, frate. Ok, știi ceva? Am un plan. Știu cum să scap de aceste canapele. Dar momentan trebuie să-l aștept să plece de acolo, așa că o să-l vânez exact de aici. Sper că nu mă vede. Hai că nu mă vede, uitați-o. Se uită în ochii mei. O ascultătoare mai bună nu găsești și tu? Hai mă, frate, cum s-a prins? Nicio problemă, am o ascunzătoare și mai bună de atât. Mamă, fiți atenți la ascunzătoarea asta, nu o să mă vadă și nici nu o să mă găsească vreodată. Adică pe bune, fiți atenți. Te văd? Las o baltă? Da.
Bă, frate, cum mă vede? Bă, Andrei, dă-o încolo de treabă. Bă, las-o, bă, dar cum ai văzut, bă, frate, acolo? Bine, era destul de evident, dar... Bă, ce mai vrei, mă? Nu înțeleg, deci chiar nu înțeleg. Trebuie să te învăț eu, maestrul ascunzătorilor, cum să te ascunzi. Maestru, ce, mă? Maestru, de ce râzi? Bă, ce maestru ești tu, mă? Bă, eu sunt campion în oraș pe ascunzători. Bă, lasă-mă, vrăjeala, Andrei, că nu te crede nimeni. Unde te ascunzi tu? Ia, fii atent. Hai să văd cât de bun ești tu pe ascunzători. Deci, fii atent, îți dau o șansă. Deci, mă uit la peretele ăsta și ai 5 secunde să te ascunzi. Ești gata? Întreabă-l pe Dorel, într-o zi m-am ascuns într-un cauciuc din cartul lui. Stai o secundă. Ce, bă? Cum ai reușit să faci una ca asta? Păi am reușit și Dorel s-a speriat când m-a găsit acolo. Și Dorel până în ziua de astăzi crede că eu încă sunt în cauciucul ăla. Bă, Dorel, ce faci, mă, la cauciucul ăsta? Hai, bă, Andrei, ieși, mă, de acolo. Haide, gata cu joaca. Bă, Dorel, dar nu se ascunde în cauciuc. Andrei e aici, adică nu e nicăieri. Salut. Uite, e chiar aici, în fața ta. Nu-l vezi? Hai, bă, lasă-mă și tu cu joculețele astea. Andrei, ieși, mă, de acolo. A nemunit. Da, mă rog, cum spuneam. Bă, Andrei, fii atent. Deci eu o să număr 5 secunde la peretele ăsta și în 5 secunde tu trebuie să te ascunzi să nu te găsești niciodată. Să te văd. Dacă chiar ești tu regele ascunzătorilor, bine? Ok, perfect. Ok, 1, 2, 3, 4, 5. Și ne nu-i gata, e acolo. Pata? Bă, băiatule, unde s-a ascuns ăsta? Alo, Andrei? Bă, unde-i mă ăsta? Bă, frate, what? Eu i-am zis să se ascundă prin casă, adică e undeva pe aici. Cred că e în dulapul ăsta sau ceva este așa. Bă, frate, nu e în astea. E în aragazul ăsta? Nu? Ok, asta e destul de interesant. Bă, frate, chiar nu-mi dau seama unde poate să fie. Voi îl vedeți? Scrieți-mi în comentarii. Că gen undeva pe aici trebuia să se ascundă gen. Da, chiar nu-mi dau seama. What? Bă, băiatule, ce m-a speriat. Ți-am zis! What? Ți-am zis că nu mă găsești? Bă, frate, dar cum te-ai ascuns în canapelele astea? Ok, bine, recunosc că ești destul de bun, dar nu suficient de bun. Și știi ceva? Eu zic că nu mai are... Ce, bă? Bă, nu, stai o secundă. Cred că nu mai are niciun sens să ne duelăm în cine e mai bun ascunzător și așa mai departe, să ne ascundem prin casă. Eu zic să trecem la chestii mai mărețe și anume hide and seek. Adică de a v-ați ascunțelea. Haide. Mamă, și n-are nici cea mai mică idee că urmează să-l trolez și să folosesc ce? A, nu, nimic. Două secunde mă duc până la baie, revin imediat. Ok, bun, fraților, perfect. Planul meu merge extraordinar de bine. În momentul de față l-am provocat la hide and seek. Deci urmează să jucăm hide and seek. Iar în momentul de față, hai bă, o dată. Stai bă, că mai am. Doamne, bă, dar stresant mai ăsta. Așa cum ziceam, în momentul de față o să activez hack-ul să vedem ce vede Andrei 2010, adică practic să-i văd ecranul. Și practic o să fie prea ușor la hide and seek. O să văd exact ce vede el, deci practic dacă se ascunde undeva o să văd instant unde se ascunde. Bun, numai că trebuie să activez cumva hack-ul și aveam un buton pe aici care îl declanșa și nu-l mai găsesc. Oh, nu. Da, îmi amintesc. Butonul e chiar butonul ăsta de la WC-ul. Ok. Nu întrebați, așa l-am configurat eu acum câțiva ani. Bun, păi în cazul ăsta hai să vedem. 3, 2, 1, BAM! Oh my god, a mers! Oameni buni, în momentul de față vedeți acolo în colțul stânga sus ecranul lui Andrei. Dă-te încolo, nu se poate așa ceva. Ok, hai să ieșim la el în momentul de față. Oh, salut Andrei, ce faci mă băiatule, ce faci? Mamă, cum arăt la el. Te așteptam pe tine, mâncam pizza. Tu ce faci, ești gata? Bă, da, eu sunt cam gata, gen. Adică chiar sunt destul de pregătit, nu am să te mint. Dar, da. Păi hai, bun, hai să mergem, da, hai să mergem. Doamne, vreți să uiteți, mă, cât de ciudat arăt. Adică, doamne, e prea ciudată chestia asta. Aoleo. Bă, Andrei, da, fii atent, știi de ce nu putem merge noi în momentul de față la hide and seek și nu putem începe nimic niciodată? Știu. Ok, zi de ce. Pentru că lumea n-a dat like încă. Și hai mă să fim serioși. Deja e cred minutul 4 sau 5 din video.
Da, asta e o problemă destul de gravă. Exact! Efectiv, nimeni n-a dat like la clipul ăsta și asta chiar e o problemă, așa că... da, Andrei, nu știu ce să zic, e destul de grav. Mamă, frate, cum sunt acolo? Eu nu mă mai duc, gata? Gata, da, totul mai like, Andrei, hai să mergem! Let's go! Wow! Ok, Andrei, în momentul de față suntem la hide and seek și avem hack-ul pregătit. Ce? Am zis că avem like-ul pregătit. E pregătit like-ul, gen... Ah, yay! Da, da, da. Hai că ei dacă e. Da, mă rog, cum ziceam, Andrei, în momentul de față trebuie să apăsăm acest buton și practic o să aflăm dacă eu mă ascund sau dacă tu te ascunzi. Bă, nu știu, sincer, mie nu-mi pasă dacă mă ascund sau nu primul. Important e că chit că caut, chit că mă ascund, o să te bat. Eu mă ascund primul. Păi hai să vedem care e norocul tău. Hai să apăsăm butonul. 3, 2, 1. Mamă, frate, cât de ciudat mă văd acolo. Și start! Oh my god. Eu caut. Yay! Pa! Oh my god, eu trebuie să-l caut. Deci în momentul de față, oameni buni, Andrei se ascunde. Bă, bă, Andrei, bă, unde te ascunzi, mă? Mamă, și are 30 de secunde să se ascunde. Caut? Ce cauți? Loc? Mamă, mamă, mamă. Oare ce face Andrei acum? Să vedem. Mamă, bă, ești de bun, s-a ascuns. Da-te încolo că s-a ascuns în hambar. Bă, Andrei, până una alta, am început căutările oficial. Din momentul de față, eu te caut. Bine! Nici nu are idei ce l-așteaptă. Bă, Andrei, ia zi-mă și mie așa, dacă te rog frumos, îmi zici mie unde te-ai ascuns, gen dacă te rog, uite așa frumos, gen dacă te rog eu așa frumos, cum te rog eu de obicei, îmi zici? Indiciu, sunt afară. Bă, pe bune! Ia mă, căci că e afară, Andrei. Minte, nu-i afară. Bă, Andrei, da, mă, bine. Deci tu ești afară, zici, a? Mamă, 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 ce șobolan. Deci uitați-vă și voi, fraților, nu-i afară. Adică e clar că nu-i afară. Da, bine, bine, Andrei, cum zici tu? Ok, nicio problemă. Ok, ok. Bă, Andrei, dar fii atent, dacă te găsesc în 10 secunde sau ceva, ce primesc? O pizza? Aha, ok, ok. Bun. Bun, fraților, ideea e în felul următor, tactica mea e în felul următor. Nu aș vrea să folosesc încă de pe acum hack-ul, să fie evident, îl mai las puțin. Adică da, într-adevăr, pot să văd unde e și așa mai departe, adică uitați-l acolo. Bă, uite-te și tu, mă, frate, omul meu e în interior, mă, frate, mă. Doamne, uitați-vă și voi, e un dovleac. Doamne. Bă, Andrei, fii atent, mă, cred că eu pot să știu ce ești. Deci eu pot să ghicesc ce? Deci fii atent, dacă ghicesc în ce bloc ești ascuns, ce primesc? O ciocolată? Ok, fii atent. Tu ești ascuns, deci tu ești acum un bloc de... Bă, nu, 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 știi ceva? Ce, mă? Dacă tu ghicești din prima ce sunt, o să primești 2 ciocolăți și 100 de lei. Bă, Andrei, tu ești sigur? Da? Bine, mă, păi în cazul ăsta ești un bloc de... Dovleac. Ba, nu? Ce? Cum adică, ba, nu? Sunt un bloc de gres? Bă, a schimbat blocul! Mamă, bă, dar ce prost. Băiatul și-a schimbat blocul și nu am văzut. Da, mă, Andrei, bine, ai câștigat. Ok, cum zici tu? Bine, hai că... Nu, că m-am enervat că nu se mai poate și ceva. Da, bine, hai, cum zici tu? Hai că dacă zici tu că ești un bloc de gres, atunci... Oh! Oh! Ia-o pe asta! Bine, mă! Bă, cum ai găsit așa repede? Păi, mă, că tu te-a găsit repede. Am stat 100 și ceva de secunde să te găsesc. Mă, m-am enervat acum, îmi pare rău. N-am putut să mă mai abțin. Nu-i corect? Ok, bun, momentan nu bănuiește nimic, deci suntem pe drumul cel bun. Ba, Andrei, trebuie să recunoști că se mai întâmplă să ai și noroc. Adică am avut noroc, nu? Adică, na, se mai întâmplă la urma urmei. Bine fie, hai iar. Ok, hai să vedem. Bun, să gândesc că nu o să se prindă, frate, că efectiv gen... Văd tot. Bun, hai să vedem. 3, 2, 1, start! Oh, eu mă ascund! Bine, mă, bine rău de tot. Oh my god, Andrei, ce părere de faptul că eu mă ascund. Wow! Mamă, fiți atenți că mă ascund. Deci super, deci super a zis. O să te găsesc. Deci uite-ți pe Andrei, mă de față, nu vede nimic. Pentru că practic el e închis ea de practic acum e timpul meu să mă ascund. Și în timpul ăsta el nu vede nimic. Și hai să vedem unde ne ascundem și noi, ca să fie treaba treabă. Știi ce zic? Adică să fie totul bine. Fiți atenți că dacă mă ascund aici, bă, băi, mam. Deci dacă eu mă fac în momentul de față crafting și stau aici, el în viața vieților lui nu mă găsește. Ia să ne ce face ea. Hai că, uite, pleacă. A plecat, a plecat, a plecat. Baftă, baftă. Deci da, ce să zic, pot să-i urez decât baftă. Omul meu caută, n-are nicio treabă. Deci omul meu chiar, deci omul chiar are impresia că știe ceva. Te găsesc, lasă-mă.
Bă, de unde m-au auzit? Da, deci uitați-vă și voi, deci omul n-are nicio treabă, omul caută, se duce tare. E departe, mă, omul meu, n-are nicio șansă. Bă, Andrei, vrei să știi ceva? Ești slab. N-ai nicio șansă. Deci eu doar mă uit la el. Tu e slab? Ah, ok, bine, mersi. Deci omul e în interior, nu știu unde e. Aolo, bă, e chiar departe, da. Sunt curios unde e totuși, asta e întrebarea mea. Ia, pot să-l văd pe aici, oare? Deci e undeva la un crafting? Oh, oh, mamă. Oh, uite la acolo, îl vedeți? Mamă, 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 mamă. Stai că nu e bine, stai că mă ascund aici, că nu mă vede. Stai așa că mă ascund aici, sub apică. Mamă, mamă, mamă. Te-am văzut? Ce mai? Cum ai văzut? Bă, pe unde? Ai în apă? What? No, 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 dă-te, 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 dă-te. Bă, frate, ce se întâmplă? Haide, bă! Nu, 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 nu. Haide, haide, repede, trebuie să scap de el, trebuie să scap de el. Haide, capul meu. Unde ești, bă? Nu, nu, deci eu refuz să cred că am scăpat de el. Nu, deci dă-te încolo, deci n-are cum, deci n-are cum. M-a pierdut, bă, săracu! Dă-te încolo că mi-a... Nu, deci... Ok, am plecat, am plecat de aici oficial, am plecat, nu știu ce face Andrei, nu știu unde e. Aolo, stai că e pe aici, e pe aici, l-am văzut, stai. Ok, bun, hai că e ok momentan. Hai că nu cred că o să ne întâlnim sau ceva. Băi, frate, dă-te încolo ce am făcut-o. Ok, hai că pe aici am mai fost, deci clar nu o să mai vină pe aici. Uite, mă bag aici, bam, mă bag un bloc de repede, repede, repede. Așa, lemn. Bă, ce-a fost aia? What? Nu, 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 nu. Bă, frate, spatele meu, voi vedeți? Ai de capul meu, nu, 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 am încurcat-o. Doamne, deci dacă eu câștig asta, sunt cel mai bun jucător din România. Doamne, deci dacă eu scap din situația asta, eu sunt regele sau ceva. Ok, uite în spate. Bun, 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 bun. Hai, hai că e bine, e bine, e bine, e bine. Mamă, eu tot acolo. Bun. Fii atent că acum o să mă pierd, am cea mai tare schemă. Bă, bă, las-o, mă. Bă, cum o să fii atât de slab? Unde ești, bă? Las-o, bă, las-o încolo, las-o. Las-o că nu te cred. Deci... Mamă, ia, stai că iar treci pe aici. Hai, pleacă, 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 pleacă. A plecat, a plecat, a plecat. În momentul de față am plecat și eu. Regele, v-am salutat. Prea bun ca să fiu adevărat. Deci nu ai cum, Andrei, ce părere de... Aolo, stai că e aici. Stai că e aici, stai că e aici, stai că e aici. Aolo, nu din nou. Mama, am văzut, deci am văzut că era acolo. Frate, știam eu că e acolo. Dar stai așa că îl pierd din nou, nu vă panicați. Andrei, zici și mie dacă tu chiar crezi că o să mă prinzi gen în viața asta. Zici și mie o părere, da? Eu nu prea cred sincer, dar mă rog, hai să zicem că poate ai vreo șansă. Mama, aici fii atent că mă fac Abel. Haide, haide, mai repede, mai repede, mai repede. Hai că până m-am făcut. Bun, hai că până m-am făcut. Oricum a trecut și omul nu m-a observat, adică mi se pare incredibil sau ceva. Andrei, mai 74 de secunde în secunda asta. Mamă, am transpirat. Unde ești, bă? Pe unde caută, mă? Doamne, omul meu caută prin hambar, prin tom. Aolo! Andrei, de ce te uiți la nume, la un bloc anume, adică... Scrie numele meu. Nu, 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 nu. Mamă, frate, mai sunt 40 de secunde. Dacă poți să rezisti astea 40 de secunde, sunt cel mai bun. Andrei, poți să renunți. Poți să renunți, te rog frumos, gen, chiar te rog. Adică chiar, nu. Aha, deci omul meu nu vrea să renunțe. Ok, las că vedem noi, las că vedem noi, las că vedem noi. Haide, haide, ok, bun. Mamă, mamă, perfect, 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 perfect. Nu se putea mai bine de atât. Bă, frate. Bă, omul e nebun. Bă, bă, lasă-mă. Ok, încă 10 secunde. Unde ești? Ok, 10 secunde, trebuie să fug în momentul de față, oameni buni. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Bine, bă! Woo! Aia zic, mă, bine, mă, bine, mă, bine, mă, bine. Bă, nu-i corect? Ai tot fugit, nu-i corect? Păi stai o secundă, dacă gen eu fug, practic, dar și tu poți să fugi, care e problema? Bă, băiatule, ce vrei, mă? Bine, ia-o pe asta, Andrei, mamă, mă duc să iau o felie de pizza să celebrez. Aoleo, bă, frate, ce bine am mâncat, ho-ho! Bă, ce s-a întâmplat, mă? De ce arăți așa? Așa cum? Cum arăt? Bă, adică ai mâncat prea multă pizza, ți-am zis eu că trebuia să o împari și cu mine, uită-te cum arăți! Ce tu zice, mă, ăsta? Ia cum arăt, ia să văd la... Andrei?
Cred că chiar am mâncat prea multă pizza. Ok, Andrei, hai să-i dăm următorul meci de hide and seek până una alta. Să vedem ce se întâmplă. 3, 2, 1 și... Oh my god, eu caut! Bine, 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 uitați-l acolo pe Andrei, săracul, cum s-a dus el să se ascundă. Mă, ce milă mie de el. Bă, ce face omul meu acolo? Bun, până una alta, eu mai am 30 de secunde. Andrei, în 30 de secunde încep căutările. Mamă, sper să nu bănuiască nimic. Bine, ok, perfect, perfect, perfect. Ia uite-l acolo. Bine, mă, se ascunde el, mă, face tactici. El, ce bă. N-are nici cea mai mică idee ce o să se întâmple. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4. Fii atent că direct pe el mă duc. 1 și să înceapă șmecheria. Bun, ia să vedem, mă, unde o fi Andrei 2010? Chiar sunt eu foarte curios, mă, unde? Să zice că trebuie să-mi dau seama unde e zona aia, unde e el în momentul de față. Deci dați-mi 2 secunde să-mi dau seama. Andrei, unde ești? Lasă-mă că nu mă găsești. Bă, deci, fii atent, tu vrei să-mi spui mie că te-ai ascuns atât de bine că nu o să te mai găsești niciodată, gen niciodată? Da? Wow, păi în cazul ăsta chiar nu cred că o să te găsesc. Mamă, uite-te, mă văd acolo la el. What? Voi deschise asta? Ok, bun, hai să vedem. Mă, unde o fi, mă, băiatul ăsta? Bă, chiar nu știu, mă, frate, unde o fi, bă. Bă, unde o fi, mă, băiatul ăsta? Bă, chiar nu înțe... Păi ce-am făcut, mă, băiatule? Oh my god! Mă, să vede ce o să se enerveze în momentul ăsta. Bă, nu fugi, mă! Oh, nu, cred că-l pierd, frate! Fiți atenți că mă joc așa puțin cu mintea lui. Mamă, l-am pierdut, bă! Unde o fi, mă, că l-am pierdut? Faolă, unde o fi, bă? Mama, acum 100% nu o să mai găsiți niciodată. Băi, frate, băi. Ha, m-ai pierdut? Bă, ce rău îmi pare, bă, frate. Fir ar să fie. Deci chiar nu-mi dau seama cum am putut să-l pierd. Uite-l acolo, murdere. Stai că nu mai are viteză de data asta. Ia fiți atenți. Bom, treci în coa. Ok. Bine, bă. Yes. Oh my god. Bă, tu ai hack-uri? Ce... Ce e acolo, mă? Bă, ce mai nebunit, bă? Ce, mă, Andrei, nu ți-e bine, ce-i? Cum ai găsit așa de 2 ori la rând? Ai venit fix pe mine? Mamă, începe să se prindă. Nu știu, mă, frate, bă, nu știu. Mă, tu ai hack-uri? Eu? Bă, n-am niciun hack, bă, ce ai? Da? N-am, mă, frate. Bă, chiar nu am, adică nu înțeleg despre ce vorbești, sincer. Bă, Andrei, hai să admite că -ți mai bun și... Uite, hai să mai dăm una să vezi că... Ce, mă? Ce? Nu ești mai bun, doar ai hack-uri. Mamă, începe să se prindă. Bun, hai ca să-ți demonstrez că nu am hack-uri, hai să mai dăm unul. Wow, ok, hai să căutăm din nou. Ia să vedem, deci se duce. În momentul de față, oameni buni, Andrei se ascunde. Bă, dar deja a început să bănuiască, ceea ce nu e neapărat bine. Dar în orice caz, uitați-vă acolo, el se ascunde, nu știu ce face, se duce, habar n-am. Și noi avem 20 de secunde, mă rog, Andrei are 20 de secunde să se ascundă. Nu înțeleg, bă, frate, omul s-a ascuns exact la fel, tot dovleac, doamne. Săracu, frate, Andrei, ești gata? Nu? Cum, bă, nu? Nu te-ai ascuns? Mamă, chiar s-a răzgândit. Ok, nu mă interesează dacă e gata, dacă nu e gata, eu o să-l iau cu lopata. Haide, bă, Andrei, unde ești? Ia, mă, să vedem. Nu simt, am dispărut. Mamă, bă, Andrei, ce greu ar fi să te găsesc în momentul ăsta. Chiar ar fi atât de greu, frate. Fii atent, poți să ghicesc ce bloc ești, vrei? Vrei să ghicesc acum? Ia, fii atent, în momentul de față ești... Fân! Minți? Cum, bă, minți? Ești fân! Ești o bucată de hay bale. Cum adică nu? Bă, Andrei, ești fân! De ce minți? Deci Andrei minte în momentul de față că eu știu că el e fân. Tu minți? Dar și nici nu pot să zic că, bă, stai așa că să vezi că eu îți văd ecranul și știu că ești fân, că nu știu ce. Aolo. Bă, dar mă mir cum de nu s-a prins până acum, bă, frate, deci nu s-a prins gen... Bănuiește, dar bă, dați că e greu cu Andrei. Bă, Andrei, zici și mie unde ești, că m-am plictisit. Gen, pe bune, hai, că n-are sens să mai continuăm. Pe altă hartă, bă, las-o! E bun atunci dacă e pe altă hartă, n-am ce să-i reproșez, trebuie să recunosc. La 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 la. Ce, bă? Mă, ți-am zis. Mamă, iar am exagerat. Tu folosești hack-uri? Bă, ce? Bă, what?
ce? Bă, tu mă vezi așa din prima? Bă, Andrei, bă, n-am niciun hack, mă, frate, pe bune, adică... Nu înțeleg despre ce vorbești, adică chiar nu înțeleg despre ce spui. Bă, nu mint, mă, bă, nu mint, nu mint, nu, n-am... Minți și știu că minți. Bă, lasă-o, dar de unde știi tu că mint? Pentru că... Ai uitat să te dai pe mut tot episodul și te-am auzit. Ce? Ce, mă? Astăzi mă ascund de Andrei 2010! Wow, pun pariu că nu mă vezi. Bine, actually sunt aici. Ați auzit foarte bine, oameni buni, un nou episod de Hide and Seek. Știu că vă place foarte mult seria asta și am zis, băi, de ce să nu o mai facem? Și credeți-mă, sunt foarte bun la dabațe ascunselea. Efectiv mă ascund și nu mă vede nimeni. Mă rog, și știu că vă place foarte mult această serie, oameni buni, așa că dacă vreți episod din seria noastră de Hide and Seek, nu uitați să dați un mare like la acest videoclip, oameni buni, un subscribe, un clopoțel, de ce nu? Și de asemenea, nu uitați de Barney, oameni buni, noul ursuleț din noua colecție de primăvară. El este ursulețul, faceți cunoștință cu el. Doar uitați-vă cât de drăguț e. Și da, ce să mai colo și încoace, haideți să trecem la clip. Nu mă vede nimeni aici, nu? Băi, frate, sincer să fiu cu voi, serialul ăsta cu pești devine din ce în ce mai bun. Adică, pe bune, inițial îmi plăcea mai mult, sincer, ăsta cu munți, adică, nu știu, pare mai interesant dintr-un motiv sau altul. Dar, na, acum și asta e ok, n-am ce să zic. Băi, frate, am nevoie la baie. Dați-mi 2 secunde, vă rog frumos. Mă, ce? Mă, de ce nu se deschide ușa? Mă, ce? M-a lovit înapoi? Bă, frate, după ce că nu se deschide ușa la baie, mă mai și lovește. Ha, nu te că pasă, l-am mai văzut-o. Bă, de ce nu se deschide? Ok, stai o secundă, cred că trebuie să chem pe cineva. Savantule, ascultă-mă, chiar am nevoie de sabia asta pentru că m-am certat grav cu o ușă. Ok, poftim. Mersi, rămân dator. Păi ce crede, mă, ușa? Ce crede, mă, ce crede? Bă, ușă! Deci dacă cumva vreodată mai dai în mine... Da! Oh. What? Mă, ce? Și uite, mă, că tu pe oare a dat în mine cu o sabie? Bă, frate, deci nu, stai așa, deci după ce că nu se deschide mai și dă în mine? Mă! Nu, deci nu se poate așa ceva. Bă, lasă-mă, frate, ce ușa asta, mă? Nu mă mai duc la baie, frate, gata, stau pe canapea. Dar am nevoie, bă! Bă, ce se întâmplă? Da, cum dă în mine? Bă, frate, chiar nu înțeleg, adică chiar n-are nici cel mai mic sens. Să-mi explice. Ce prost ești. Ușa asta și vorbește și se și mișcă? What? Uitați-vă și voi, a ieșit din paramale. Bă? What? Și mi-a spus și bă. Bă, frate, ce ușa cumpăram, Andrei, frate? Bă, Andrei, bă, ce ușa ai cum... Bă, bă, Andrei, ești nebun? Andrei, mă, unde e ăsta? Bă, frate, mă, tu încă nu te prinzi că nu sunt o ușă? Și uite, mai și minte ușa asta pe lângă că mă bate și bă, ce se întâmplă mai aici? Ce, bă, cum mint? Bă, tu ai luat-o razna. Na, poftim, frate. Și mă mai face și nebun ușa asta. Nu, păi nu, că eu, da, nu, deci bă, sunt eu. Care eu, mă? Bă! Andrei! Sunt eu, bă, tămptălăule. Ce, mă? Stai o secundă. Nu tu erai? Uite că acum merge. Mă, ce se întâmplă? What? Mă, ce? Bă, ia treci, mă, încoa. Bă, tu încă nu te-ai prins, doamne. Adică tu... Nu-mi spune. Bă, eu eram deghizat în ușă. Zi-mă așa. Păi și cum te deghiza, mă? Păi... Am cumpărat un costum de ușă și voiam să te trolez. Du-te, bă, de aici, că omul meu și-a cumpărat costum de ușă. Nu, deci tu chiar n-ai pe ce să dai banii. Bă, eu ți interzic accesul la calculator. Da, bă, și am învățat și trucuri de magie, uite. Uite, bă, ce acolo? Ce, acolo? Ce, unde? Da, bă, nu-i nimic, ce să fii? Aha, bă. Bă, scoate costumul, că știu că tu ești acum. Bă, Andrei, crezi că, bă, tu crezi că poți să mă păcălești? Bă, Andrei, dă-te încă. Ce? Ce? Ce ai, mă? Bă, cum ai făcut asta? Bă, cum? Gen? Bă, stai! Andrei? Bă, Andrei! Nu, ăsta e! Bă, ce? Mă, ce se întâmplă? Bă, Andrei, unde e? Andrei, bă, hai, mă, Andrei, ce zi? Bă, ce? Ok, Andrei, acum lăsând gluma la o parte, explicăm cum ai făcut toate chestiile astea cu ușile și de unde ai învățat să te ascuzi atât de bine! Și să te camuflezi și să... Păi, să fim serioși. Mă știi pe mine cum sunt maestru la hide and seek.
Maestru, la ce, mă? Alo, alo, grijă cu cuvintele puțin. Ai auzit bine, tărtăcuță. Mă, tu cum am mai făcut tărtăcuță și cumva ai spus și că ești maestru la hide and seek? Da? Ah, bine, Andrei, bine. Păi ce, mă, crezi că doar tu poți să faci scheme de-astea? Las că-ți iară, las că iară și o schemă de-astea, da? Las că mă deghizez și eu, fraților, să iară și eu lui. Bine, hai să vedem. Bine, ce, mă, crede că doar el poate să se deghizeze în chestii? Ia să vedem ce deghizare fac eu acum, de nu o să-i vină să creadă. Și scăzi maestru pe deghizări și pe hide and seek. Ok, fraților, în momentul de față sunt camuflat. Efectiv, sunt camuflat în iarbă. Și băi, 100% nu o să mă vadă. Adică, bă, sunt prea bine ascuns. Ha, nu o să bunuiască niciodată. Băi, asta-i, nu are, mă, cum, n-are cum. Păi e prea, adică, e prea bun. Nu știu, mai, băi, bă, n-are cum să mă vadă. Să fim serioși la urma urmei. Să fim serioși, voi m-ați vedea, adică. Mă, ce se uită Andrei așa? Ce încercai, mă? Să te ascunzi cumva? Oh, stai, ce? Oh, mă, de unde? Bă, de unde ai aflat, mă? Bă, de unde știai, mă, că mă? Ha, mă, frate, pe bune. Bă, ai, mă, uite-te doar, fii atent. Vino aici puțin. Ok, gata, am venit, ia. Ce vrei să-mi arăți? Mă vezi? Normal că te văd, ești de bun. Ia uite, mă, ăsta crede că s-a ascuns. Normal că te văd. Exact. A, stai, vrei să spui cumva că eram ascuns la fel de proști și la fel de evident eram? Da. Nu o să fiu niciodată la fel de bun ca Andrei. Ok, fraților, în momentul de față am cea mai bună ascunzătoare. Doar uitați-vă la mine, frate. Aici e Ioana și fan Andrei 2010. Și efectiv Andrei o să treacă imediat. O să vrea să intre în școală și nu o să mă observe. O să fie prea tare, doar uitați-vă. Ok, deci vorbește. Salut, fan Andrei 2010. Ok, salută, îi salută. Bună, Ioana. Ok, și acum intră în școală și nu o să mă observe. Nu cred, băi. Salut, Aisana, care încearcă să se ascundă ca fraierul. Ce? Bă, ce, mă? Bă, stai, mă. M-a văzut. Hai, mă, frate, bă, dar nicio deghizare nu-mi iese. Ioana, chiar așa evident eram, adică zi sincer acum. A, stai, încercai să te ascunzi? Cream că doar faci pe păcăliciul. Ce? Fan Andrei 2010, crezi că, nu știu, m-am ascuns bine? Sincer să fiu cu tine, ești cel mai prost om la hide and seek pe care l-am văzut. Bine, știi ceva? Nici n-am nevoie de părerea voastră. Ia uite-i, mă. Bă, frate, nu-s bun la... Andrei? Ce vrei, mă, frate? De ce ai venit? Ce, bă? Încerci să te ascunzi și acum? Sau doar stai pe canapea? Na, frate, ai venit să mă iei la mișto, nu? Bă, știi ceva? Dacă tu ai venit să mă iei la mișto, eu am cam plecat, bă, băiat. Glumesc, gata, bă, hai, bă, lasă-mă, ce vrei, mă? Și, așa, mă, și ce dacă nu știu să mă ascund? Bă, na, ce, care-i problema? Nu pentru asta venisem. Dar pentru ce venisei? Sau de fapt nu venisei și de fapt te-ai ascuns și a fost o schemă în tot timpul ăsta? Tu de fapt nu ești Andrei, ești o clonă, nu? Gen, tu nu existi de fapt. Bă, ce se întâmplă? Bă! O, mă, panicatule! Bine, mă rog, zi. Voiam să-ți propun ceva. Nu cred. În sfârșit vrei să-mi dai aia 100 de milioane de euro? Ok, bun, trebuie să mă duc la bancă să văd IBAN-ul și să văd exact unde... Ce, bă? Da, imediat trebuie să... Nu? Cum adică nu? Păi și... Bă, atunci ce vrei să-mi propui? Voiam să-ți propun să facem un concurs. Un concurs? Ok, Andrei, să zice că ar fi interesat. Ce concurs? Un concurs de hide and seek. Hide and seek? Adică de față ascunsirea? Concurs? Între noi? Și gen cine e cel mai bun să câștige? Da. Păi și ce câștigăm? Bă. Da, eu nu mă bag pe gratis. Ce, bă? Da, uite, mă, ce crezi, bă, că e aici pomană? Nu mă bag, nu, îmi pare rău. Dacă nu avem o miză, eu am plecat, frate, eu sunt prea valoros. Uite, tu dacă mă bați, câștigi aprobarea mea că te ascunzi bine. Știu că vrei asta. Bă, n-am nevoie de validarea nimănui, n-am nevoie să-mi zici tu că-s bun. Eu știu că-s bun deja, nu am nevoie. Bine, păi atunci... Atunci ce? Te ascunzi oribil. Bă, stai o secundă! Nu spui tu mie că mă ascund oribil, că... Doar eu am voie să-mi spun că mă ascund oribil. Păi atunci ai să jucăm hide and seek să-mi demonstrez că știi să te ascunzi. Aolo, deci orice aș face, ajung tot la aceeași concluzie. Trebuie să joc hide and seek cu Andrei. Bine, ok. Facem în felul următor. Dacă jucăm hide and seek și te bat, sunt cel mai bun și ai să-mi dai 1000 de euro. Dacă tu câștigi, recunosc că ești cel mai bun și atât. 1000 de ce, mă? Păi, vrei să spui mie că n-ai 1000 de euro? Bă, hai până la bancă.
Ok, presupun că hai să mergem. Chiar sunt curios. Andrei, poți să te întreb și eu de ce te-ai îmbrăcat așa? Adică am venit la bancă, frate, nu la nunta ta. Păi trebuie să vin prezentabil, că na, eu am contul plin. Da, bine, păi hai că vedem acum cât de plin e, bă, băiatule. Și mă rog, nu știu de ce ți-ai luat ochelarii aia, adică doar uite-te, bă, e penibil omul ăsta. Ok, ia să vedem cum vorbește Andrei la bancă. Bună ziua. A zis bună ziua. Câți bani am? A, da, așa se vine la bancă. Bună ziua, câți bani? Bă, nu așa se întreabă. Bună ziua, aș dori să știu și eu soldul contului meu bancar, vă rog frumos. Mă rog, soldul băiatului, că al meu, da, știu că are multe zerouri, al lui. Al meu, da. Bună ziua, soldul dumneavoastră este în valoare de aproximativ 3.5 lei, un cartof și două ciepe. Ce? Bă, ce mă? Bă, Andrei! Da, exact ceea ce credeam. Sunt bogat. Ok, mulțumim. Da, bă, Andrei, poți să te întreb și eu, te rog frumos, de ce ai depozitat la bancă un cartof și două cepe? Păi, e ca la bursă, depozitezi și îmi vin mai mult când e cererea mare. Ok, da, acum înțeleg de ce Andrei efectiv n-are niciun ban. Săracul. Ok, Andrei, hai să renunțăm totuși, nu mai vreau niciun ban din partea ta. Hai să dăm drumul la hide and seek. Dar, înainte de toate, poți să-ți dai costumul penibil jos, că ești cam... penibil. Tu ce vrei, bă, băiatule? Da, poți să-l dai jos, te rog. Gen, să te schimbi cu hainele tale normale sau ceva, adică știi ce zic. Ce, mă, penibil? Mă, tu să vorbești cu mine când o să ai în cont 3.5 lei, un cartof și două cepe. Hai, pa. Ok, păi și mai faci hide and seek-ul? Ok, oameni buni, a venit momentul. Andrei, este timpul să arăți din ce ești făcut, băiete. Te fac praf? Nu, eu te fac praf. Cred. Rămâne de văzut. Nu, știi ceva? Eu te fac pilaf. Să te vedem. Aha, bine. Ok, oameni buni, în momentul de față ne aflăm la hide and seek. Și dați-mi doar 2 secunde să configurez aici toate nebunile. Și în momentul în care apăsați acest buton, unul dintre noi va fi seeker sau hider. Adică unul se va ascunde, iar unul va căuta. Ești gata pentru prima rundă? Haide! Perfect. 3, 2, 1. Eu caut. Ai de capul meu. Nu cred că efectiv eu caut. Eu caut primul. Bă. Nu. Oameni buni, deci eu îl caut primul. Deci Andrei se ascunde primul. Deci nu. Nasol totuși că e harta asta, că e mică. Bă, tu ești mic. Ai avantaj. Ok, în momentul de față, oameni buni, am 5 minute la dispoziție să-l găsesc pe Andrei. Oriunde s-a ascuns el. Andrei, unde ești? A, bă, ești, că nu mai merg astea cu mine. Ești. Ia, fii atent că-l găsesc, deci. Fii atent, zi-mi, Andrei, hai, bă, odată. O, bă, că au trecut 10 secunde. Fii atent, zi-mi care sunt șansele, gen matematic vorbind, să te găsesc. Gen, care sunt șansele, care sunt? Să vedem că e undeva pe aici, nu, că vă zic eu că e... Matematic vorbind sunt mari, că e harta mică. Aha. Bă, chiar nu știu, ia să vedem la câte blocuri e la câte blocuri distanță e. 56! Ah, nu, clar, e undeva prin peștera asta ceva, nu, clar, deci clar. Ha. Bă, dar cum ar fi să trec pe lângă el să nu văd? Mamă, bă, frate, dar e prea mare harta asta, nu înțeleg ce se întâmplă. Oh my god, frate, doamne. Bă, Andrei, eu chiar nu înțeleg unde te-ai ascuns. Adică pe aici, pe acoperiș, adică... Da, ai trecut pe lângă mine. Cum, bă? Cum am trecut pe lângă tine? Că, bă, m-am plimbat efectiv peste tot și nu te văd. Gen legit, uitați-vă și voi, am cercetat toată harta. Nimic, frate. Ești praf? Uite, bă, cât au știut astea de artificii. Na. Nu, nimic, frate, nimic. Adică... Da, nu, cred că e o umbră sau ceva. E o textură ciudată, stricată. Bă, frate, uite-mă, frate, ăștia de la Minecraft. Ce? Nimic. Ok, bine. Bă, frate, unde e? Ha, mă, frate, bă, da, două încolo. Bă, Andrei, zi-mă un indiciu, ceva, că nu te găsesc, mă, frate. Nu știu, bă, dar chiar așa din prima. Adică, bine, poate ești bun la deghizat, dar Stai că mă ascund eu, că nu mă găsești. Indiciu, ești praf? Bun indiciu. Nu e, mă, că e la tren, fiate că e la tren. Da, fraților, de aici nu a fost nici la tren. Bă, dar unde e, mă? Bă, dar ce e ciudat, e că, bă, frate, uite-te și tu, textura asta încă e gliciuită. Bă, dar nu înțeleg de... Na. Tu erai, mă? Nu, stai o secundă, nu cred. Andrei, tu erai? Bă, ce? Da, eu eram, mai trecut de 10 ore pe lângă mine. Cred că m-am făcut de râs. Bine, trebuie să recunosc că pe harta aia nu prea a fost corect, că m-am ascuns, că e harta mică. Da, hai din nou. Bă, dar nu mai băga scuze.
Ce scuze, bă, că te fac praf iar. Bine, dar de data asta eu m-am ascuns. Stai să vezi și nebunie. Ok, tot pe harta asta, ca așa vreau eu. Ba nu, mă, nu, eu vreau pe harta asta cu vila. Fii atent, hai, și gata. 3, 2, 1 și... Oh my god, eu mă ascund. Ba, nu cred, fiți atenți, deci. Mama, Andrei, zi părerea ta că mă ascund. Mamă, să vezi ce-i fac. Ascunde-te, mamă, păi, oho. Să vezi și ce mă ascund. Bă, băiatule, fii atent că mă ascund aici, deci gata. Deci dacă eu m-am ascuns aici, deci fiți atenți. Dacă eu m-am ascuns aici, nu m-am văzut niciodată în viața lui. Prea ușor aici, dar nu, că nu-i dau, nu, e prea ușor. Stai așa, deci trebuie altundeva. Fii atent unde mă ascund eu, că știu. Aolo, mama, Andrei pe acolo. Mamă, cred că vine după mine ăsta, așa. Îl vedeți? Trebuie să-l vedeți, nu? Ok, nu mă interesează în momentul de față ce spuneți. Eu mă ascund aici. Știu că... Bă, ce m-a speriat. Bă, Andrei, tu vrei să mor aici? Aolo, bă, frate, ok. Deci m-am ascuns aici. Andrei, baftă, fratele meu. Știu că m-am mai ascuns pe aici de multe ori, dar totuși e prea clasic, n-am cum să-l mă ascund. Bă, totuși, ce ai mâncat azi? Bă, Andrei, dar tu... Bă, omul mă ține de vorbă. Nu știu, mă, am mâncat-o... Mamă, shawarma! Ce tare și eu! Am mâncat-o cu tine. Da, aseară eu și Andrei am fost la shawarma. Da, mă rog, nu știu dacă trebuie să zic asta. Aoleu, mă, se apropie, ești nebun. Oh. Ai de cap... Bă! Ai de mine! Aoleu, mă dispar! Nu! Ai de capul meu, bă, băiatule, bă! Bă, stai nebun! Bă! Bă! Nu cred că nu mă vede, deci nu cred! Nu se poate. Am plecat oficial. Îmi pare rău, oameni buni. Atât de aproape era. Ok, fraților, uitați-vă unde sunt. Sunt efectiv pe acoperiș. Andrei, doar dacă ridică capul, mă vede. Nu cred că s-a întâmplat asta acum. Fugi. Nu! Bă, frate, da. Nu se poate așa ceva. Cum am văzut, mă? Ok, gata, știu. Nicio problemă, oameni buni. Am planul. Gata. Gata. Gata, totul s-a terminat. Nu are nicio șansă. Hai că doar nu vine la mine, nu? Adică să fim serioși, nu vine. Bă! Nu, Andrei, stop! Stop în numele legii! Mamă, repede să mă facă ceva, poate nu mă mai vede. Hai că nu mă mai vede dacă e. Mamă. Andrei, dacă te oprești, îți dau un leu. Nu cred, chiar s-a oprit? Ok, dă-mi... Seapă. Ok, repede, trebuie să improvizez ceva. Nu, stai, haide. Perfect, bun, și acum mă fac clay. Da, clar nu o să mă vadă. Nu cred că nu mă vede. Nu, cred că e prea proști și nu poate să intre. Bă, nu. Oh, what? Unde intru? Bă, ajutor, cât mai e? Stai, cât? 30 de secunde, hai că pot, 30 de secunde. Pot să alerg de un Andrei 2010, 30 de secunde, pot. Ok, haide, hai că pot. Andrei, dar fii atent. Mamă, trebuie să trag de timp 5 secunde. Bă, de ce mi-ai făcut-o așa în ultimul timp? Adică nu se pare că gen, cumva, gen, parcă, știi tu, gen... Bine! Bă, am mâncat pizza? Ce, bă, nu se poate? Este, mă, vrăjeala mereu merge. Nu se poate, m-ai făcut psihologic. Bă, Andrei, nu te-am făcut psihologic. Te-am făcut șmecherologic. Șmecherologic, bă, că eu sunt șmecher. Ce, mă... Nici nu există cuvântul ăla. Ok, dar nu știu cum să îți explic, gen... Chiar nu știu cum să zic, dar... E 2-0 pentru mine! Păi da, dar asta nu te mustrează că ești bun la hide and seek? Da, mă, bine, oricum... Pentru că tu acolo m-ai făcut psihologic, nu că m-ai făcut că ești bun la hide and seek. Ok, Andrei, atunci hai să dăm următoarea. Doamne, chiar am emoții. Chiar vreau să te caut eu de data asta, că vreau să văd de ce ești în stare. Haide, perfect, în cazul ăsta, hai să-i dăm 3, 2, 1 și... Oh my god, eu îl caut! Andrei, pregătește-te! Cine nu-i gata, îl iau cu lopata. 2, 1! Cine nu-i gata, îl iau cu lopata. Andrei, unde ești? Deci vreau să știu în momentul de față unde ești poziționat, localizat. Nu sunt nicăieri, păi asta nu prea funcționează. Nu sunt pe hartă. Da, bună vrăjeala. Da, deci eu vreau să știu în momentul de față unde ești cu coordonate, informații, GPS. Vreau să știu tot. Ok, deci Andrei joacă competitiv, asta îmi place la el. Da, bine, bună glumă. Mi-a dat toate coordonatele cu 2010. Fii atent, hai să jucăm rece cald. Bine, ok, start. Rece, rău. Ok, bun, atunci hai să încercăm să mergem jos. Ia să vedem dacă se încălzește situația. Ok, ia să vedem care e treaba. Rece rău de tot.
Bine, bă, atunci stați așa că mergem sus de tot. Ia, fiți atenți că urcăm sus de tot. În gheață, bă, stai, bă, ho! Ok, ia, cum mă situez acum, cum sunt? Michael Duzar tot în gheață. Ok, Michael Duzar tot în gheață. Ce ar trebui să însemne treaba asta? Bă, te îndepărtez, bă! Ok, bine, ba nu. Ok, bine, deci ba nu, ok, deci mergem încolo. Bă, eu îl aud, deci eu după indicațiile. E mai cald. Ok, aici cum e? Cum e treaba aici? Frige? 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 Păi să cum meu e aici, gen, sau ceva? Mă, bine că nu frige rău, dar... Ok, acum cum e? Andrei, e foarte cald? Aici cum e? Mai rece... Oh my god! Ah, ok, bun. Ah, ia să vedem. În piscina, ia să vedem care e treaba. Deci, în piscina acolo frige rău. Doar că eu nu sunt chiar acolo. Ok. Păi și ce ar trebui să însemne asta? Ne desparte un perete. Nu înțeleg. Ia să vedem la câte blocuri e. 15 blocuri de aici. Ok, atunci cred că știu. Piscina, dacă nu mă înșel, are niște sisteme și niște filtre care rulează undeva pe aici. Deci asta înseamnă că dacă folosesc busola, e la 5 blocuri distanță. Ha, deci înseamnă că e aici. A, aici e. What? Unde poate să fie? Salut, Andrei. Oh, ce? Bă, ce am făcut, bă? Bă, treci, mă, cu... Bă, eu uite-l, mă, posta. Bă, na, poftim, frate. Repede, artificii. Mă rog, asta nu cred că a ajutat cu nimic. Bă, băiatule, bă, mi-a fost... Nu. Treci în coa. Repede, oameni, mânem nevoie de niște susținere în secțiunea de comentarii. Scrieți, haide, ai silent ca să pot să-l prind. A, păi, al meu. Ce, bă? Bă, alo, bă. Bă, nu, trișează că e în apă, trișează. Trișează că nu pot să dau în el. Mamă, firai del să... Wow, 3-0. Mamă. Bine, mă, băieți, bine. M-am ascuns, nici nu m-a văzut. Fii atent că m-a ascuns și acum. Andrei este 3-0 pentru mine, ceea ce nu poate să demonstreze decât că sunt regele hide-and-seek-ului. Nu? Unde ți-e coroana atunci? Da, așa e, nu am o coroană. Însă fii atent, scorul este 3-0 pentru mine, ceea ce înseamnă că te-am bătut destul de grav. Dar eu îți mai acord o șansă, eu îți mai dau o șansă, frate, pentru că eu sunt de treabă. Da, păi știi tu, eu n-am încercat, acum chiar te fac praf. Ok, ideea e în felul următor. Hai să mai jucăm încă una decisivă și dacă mă bați, ai câștigat de tot. Adică nu mai țin cont de cele 3 runde, 3 meciuri deja câștigate de mine. Bine, și practic, dacă mă bați acum, ești câștigătorul, dar dacă cumva te bat eu, sunt regele tău. Bine, și spun bine pentru că știu că te bat. Ok, s-o facem și pe asta. Ok, Andrei, pentru această decisivă, o să jucăm pe această hartă. Ești gata? Hai să vedem. Harta cu ferma, da. Da, haide, iubesc harta cu ferma. Nu chiar, dar o să te fac praf pentru că eu sunt regele hide-and-seek-ului. Bine, și unde ți-e coroana atunci? Hai că începem alte discuții, n-are sens. 3, 2, 1, wow! Eu caut. Nu, eu caut. Oh my god, nu! Oameni buni, nu știu dacă asta e bine sau rău. Faptul că eu îl caut în meciul decisiv. Bă, dacă stai să te gândești, tocmai asta e ideea. 3, 2, 1 și... Am plecat în căutare. Care-i, mă, ideea, Andrei? Că n-am înțeles nimic din ce vrei să-mi spui. Unde e, mă, ăsta? Unde e, mă, ăsta? Că-l mănânc pe pâine, mă-l mănânc. Ha, ok. Ce praf ești. Păi nici n-am început și omul deja mă face praf, dar... Bă, n-ai argumente, n-ai acte doveditoare. Nu, n-ai... Unde ești că... Nici nu te văd. Dar unde te ascunzi, mă? Tu te ascunzi, nici pe aproape nu ești. Dar tu... Pisica, oh my god, nu cred. Dar tu unde te-ai scus, mă, Andrei? Pe alte hărți? Tu ești prea șmecher. Panda! Oh my god, ce drăguție! Nu cred. Ce rămâne, oare gumă? Hai, bă, lasă panda-ul. Da, așa este, trebuie să găsesc un alt animal. Am un Andrei 2010 de găsit la urma urmei. Bă, dacă de drăguție, mă, frate. Oh, uite-mă, se rostogolește. Hai, bă! Of, ce copil ești. E decisiva și tu te joci cu urși, panda. Păi da, bă, pentru că un șmecher n-ai niciodată stresat. Adică, gen, nu sunt stresat că oricum știu că te bă sau ceva. Să vedem. Așa zic și eu. Doamnelor și domnilor, Andrei este aici!
Nu cred, bă, chiar, eu chiar puteam să pun toți banii că e acolo. Ok, nicio problemă, nicio problemă. Andrei, zi și mie rece cald. Hai să jucăm rece cald urgent. Hai să vedem. Ia să vedem, ia să vedem, ia să vedem. Nici nu te văd. Bă, dar, bă, dar cum nu mă vede? N-am de unde să știu. Aha. Interesant. Ce să zic? Paolo, bă, dar l-am căutat peste tot. Bă, frate, dar nu înțeleg, frate, pe unde e, gen. Chiar nu-mi dau seama. Bă! Andrei, ai face bine să... Nu știu, să-mi spui o dată unde ești. Da, de... Bă, stop. Zi! Andrei, zi de aici că nu mai... Nu, nu, nu mai suport. Ai trecut pe lângă mine. Acum trebuie efectiv să iau totul de la capăt. Fii pe aici? What? Ce, mă? Funul ăsta se mișcă? Mă rog, hai să nu fiu distras de chestii inutile. Hai să îl găsesc pe Andrei, că până la urmă ăsta e scopul. Haulă, mamă, frate. Bă, ce, mă, frunzele sară? Bă, frate, bă. Bă, a luat-o rasta, mă, lumea asta, doamne. Da, nu știu, chiar nu înțeleg ce se întâmplă cu... Bă, frate, da. Ce are, mă, jocul ăsta? De ce, efectiv, uitați-vă și voi, sunt blocuri care se schimbă. Nu știu, schimbă... Nu, nu, nu. Bă, dar asta e o secundă. Dacă blocul ăla se schimbă, asta înseamnă că... Mă, cumva... Ăla e Andrei! Bă, 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 stai! Bă, nu, ăla e Andrei! Bă, bă, stai o secundă! Mamă, nu cred, nu, 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 nu-l mai prind, nu! Aha, te-am făcut. Stai o secundă, asta înseamnă că tu ai câștigat titlul de cel mai bun la Hide and Seek și eu sunt cel mai... Oh, da. No, 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 eu nu, no, no, no. Ce chef am să bag o pizza și să mă uit la televizor cu prietenul meu Andrei. Andrei? Mă, ce? Unde? Unde e Andrei? Mă, știam să-l găsesc pe canapea, adică clasic gen. Se pare că nu a fost așa. Hai, presupun că o să iau un loc pe canapea și o să mă uit la televizor. Adică la urma urmei trebuie să apară din moment în moment Andrei. Andrei, mă uit la televizor. Perfect, acum o să ajung în maxim 5 minute pe ceas. Ce? Ce, mă? E noaptea fără și Andrei încă nu a venit? Mă, ceva se întâmplă. Mă, ceva ciudat se întâmplă. Am stat toată ziua și m-am uitat la televizor și Andrei nu a venit deloc. Bă, dacă a pățit ceva, dacă a murit. Trebuie să vorbesc cu savantul. Bă, savantule, trebuie să-ți folosești puterile și să-mi spui dacă Andrei a murit. Spune-mi dacă încă trăiește, s-a întâmplat ceva cu el pentru că nu-l găsesc. Și de asemenea m-am uitat la televizor și nu a apărut. Și e clar că a pățit ceva. Păi, după căutările mele, nu, Andrei nu a murit, încă este în viață. Păi și atunci unde e? Ce se întâmplă cu el? L-am localizat prin GPS și pare să fie undeva prin casă. Nu l-ai căutat? Ha? Ce, mă, în casa noastră? Da, acolo pare că este. Și bă, păi eu nu l-am găsit toată ziua. Bă, savantule, lasă vrăja. Ok, știi ceva? O să mă duc să-l caut prin casă atunci. O să caut efectiv fiecare colțișor din casa asta ca să-l găsesc pe Andrei. Deci efectiv nu se poate așa ceva, frate. Nu e nicăieri. Bă, nu e nici sub canapea. Da, efectiv m-am băgat sub canapea și nu găsesc nimic. O să fie oare sub televizor? What? Ce, mă? Stați, cred că voi nu vedeți asta, dar nu se poate așa ceva. Nu știu dacă vă dați seama, dar sub acest televizor e efectiv Andrei 2010. Bă, bă, voi îl vedeți? Efectiv stă acolo și se ascunde? Mă, ce? Nu știu dacă își dă seama că eu l-am găsit. Bă, frate, ce se întâmplă și de ce Andrei 2010 se ascunde sub televizor efectiv? Bă, bă, bă. Voi îl vedeți, mă? Trebuie să te chinui puțin să-l vezi, dar... Na, nu se poate. Ok, dați-mi 2 secunde, trebuie să mă duc să-mi iau niște scule din garaj. Unde le-am pus, frate? Fiți atenți ce o să fac, o să demontez televizorul și masa și așa o să-l găsim pe Andrei. Așa cum avem bun, dați un like dacă vreți să facem chestia asta și sunt foarte curios de reacția lui când o să vadă că efectiv l-am găsit, adică... Bă, de ce încearcă să se ascundă totuși? Ok, 3, 2, 1... Ce faci, mă, aici? Bă, nu se poate! Bă, Andrei, ce faci, mă, băiatule, aici? Cum ai găsit? Hai, bă! Bă, Andrei, în primul și în primul rând, te rog frumos să ieși de acolo. Adică, ce cauți acolo, bă, băiatule? Așa, bă, Andrei, zici mie ce cauți sub televizor și de ce ai făcut o groapă în podea, ești nebun? Vreau să-ți demonstrez că cel mai bun l-a ascuns. Cel mai bun la ce, mă? Bă, Andrei, puțin cam l-a ascuns? Adică la ce, mă? La hide and seek, bă! Ești bou! Bă, în primul rând... Da, de ce? Bă, mi-a apărut un clip de-al tău cu hide and seek și tot te lauzi tu că ești cel mai bun. Și a venit momentul să-ți demonstrezi deodată pentru totdeauna. Bă, Andrei, asta e cumva o provocare. Că eu-s regele hide and seek din acest oraș. Ce, mă? Casă, țară, lume, de peste tot. Eu sunt regele.
Ba, Andrei, bă, stai o secundă. Nu, deci te rog frumos. Deci eu cred că ție cam somn, că e noapte, și eu cred că noi trebuie să așteptăm puțin să se facă zi, pentru că nu e, eu nu pot să cred că tu ești conștient de ceea ce spui. Adică eu cred că ție somn și nu știi ce vorbesc, sincer. Ba da, sunt conștient. Ți-a luat 6 ore și 12 minute să mă găsești în prima ascunzătoare. Așa că pa. Ce? Na, oameni buni, o să las pe Andrei până se face zi, pentru că poate în momentul de față e prea somn și nu știe ce gândește. Dar eu nu pot să cred că Andrei spune așa ceva. Ok, hai să așteptăm să se facă zi. Ok, bun, s-a făcut zi. Hai să vedem dacă Andrei încă vorbește baliverne. Bă, Andrei, mai ții minte ce mi-ai spus aseară? Andrei, ce faci? Andrei, zi, bă! Ce faci, mă? Bă, alo! Păi, bă, îți arăcă-ți regele la hide and seek. Nu vezi? Andrei, nu știu ce vrei să-mi demonstrezi în momentul de față, dar să știi că te văd. Gen, te văd, nu ești ascuns, Andrei. Bă, păi, te las. Da, bine. Bă, Andrei, lasă asta. Eu vreau să știu dacă tu mai ții minte ce mi-ai spus aseară. Ce, că-ți regele la hide and seek? N-ai visat, băiatule. Chiar așa e. Adică tu încă susții asta? Da, mereu. Păi nu se poate așa ceva. Întotdeauna? Atunci dăm 2 secunde. Rămâi pe loc, Andrei, rămâi puțin pe loc. Bă, savantule, mă bucur că n-ai plecat de aici, pentru că avem o mare problemă. Andrei iar spune că e regele la hide and seek și că mă face la orice oră. Știi ce înseamnă asta, nu? Oh, da, v-am pregătit un super hide and seek pentru asta. Ce? Andrei, uite-te și tu. Oh, da. Deja ai vorbit cu savantul, a? Normal, Andrei, deja avem hide and seek-ul pregătit aici, dacă tot ești așa șmecher. Bum, bravo, te mișcă repede. Normal. Dar asta nu schimbă cu nimic. Că eu-s regele la hide and seek și tu noob. Da, bine, mă, hai. Savantule, mulțumim frumos. Andrei, pe în cazul ăsta, hai să intrăm în portal în 3, 2, 1. Wow. Ok, Andrei, momentul adevărului. Să te văd de ce ești în stare. Oh, nu, să te văd eu de ce ești în stare, bă, băiatule. Ok, o să vezi. Fără prea multe cuvinte, Andrei, hai să setăm aici 5 minute, să selectăm prima hartă, iar în momentul în care o să apăsăm acest buton, o să vedem cine pică hider și cine pică seeker. Adică cine caută și cine se ascunde. Haide, bun. 3, 2, 1 și... Oh my god, eu mă ascund. Lejer de tot? Păi de ce eu lejer, mă, că eu mă ascund? Adică în momentul de față, practic, tu o să trească să mă cauți. Eu sunt regele la căutat? Oh, da, mă, da. De-aia sunt bun la hide and seek? Da, vezi să nu. Deci, fraților, până vorbește acolo Andrei fără sens, eu vreau să vă spun că o să mă ascund atât de bine încât pur și simplu nu o să mă găsească în viața lui. Cer, gata. Ok, vezi că am început să te caut. Ok, nicio problemă. Fraților, deci o să fie prea amuzant cu Andrei, că e prea noob și te spargi de râs. Gen, la modul omul chiar nu știe absolut nimic. Efectiv, uitați-vă și voi. Opa, stai, liniște, că vine pe aici. Cine nu-i gata, îl iau cu lopata. Bă, nu cred că omul chiar vine pe aici. Mă rog, a trecut, nu a venit chiar pe aici. Ia, că vine acum. Nu vine. Ok, bun, deci se pare că Andrei e departe, nu știu exact pe unde. Ok. Nu, nicio problemă, nu vă panicați, nu e over, nu s-a terminat aici. Dați-mi 2 secunde să vă arăt cum îl pierd pe Andrei. Sunteți gata? Fiți atenți și gata. Fii atent. Bă, nu, deci te spargi de... Nu erai tu? Despre ce vorbește Andrei? Aolea, te spargi de râs, săracu. Bă, am văzut ceva? Sau sunt chiar? Bă, Andrei, nu știu, frate, cred că nu vezi bine sau ceva. De ce v-am zis, fraților? N-ai cum cu el, e prea amuzant. Ok, fiți atenți că mă fac aici peretele ăsta alb și nici că mă mai găsește vreodată aici. Deci aici s-a terminat totul oficial, oameni buni. Alo, ce-ai, mă, Andrei? E cineva la bar să mă ajute? Mă, ce are ăla, mă? Bă, săracu, vorbește singur, vă dați seama că l-am adus în punctul în care să vorbească. Ce ai făcut, mă? Am folosit abilitatea asta, ce e, nu înțeleg. Săracu. De capul meu, bă. Na, poftim. Domnul meu, bă, deci n-ai cum, săracu, efectiv. Uitați-vă la el, doamne. Bă. Andrei, ți-a mai zis cineva vreodată cât de prost ești la hide and seek, gen, fără supărare sau ceva? Ce, mă? Cum adică? Crede-mă că vezi că te aud. Să mă auzi. Ok, bun, fii atent, mă bag aici și aici e lejer rău de tot, ok? What? Ce caută monstru aici? Bă. Ok, haide, nu, pleacă. Bă, dar cum nu mă... Bă, dar nu mai da, bă, cu artificii. Scuze, nu te scuz. Nu știu ce s-a stea, bă, frate, bă, omule. Ok, știi ceva, cred că mă... Bă, da, ia, dacă eu stau în fața lui, mă vede? Ia, vreau să văd. Bă, omul e nebun. Sunt curios când o să mă observe, gen. Eu sunt foarte curios, gen, când o să mă vadă. Dacă efectiv eu stau aici, fii atent. Ia.
Silent? Aoleu! Bă, stai că și-a dat seama. Și fiți atenți cât de ușor e să-l pierzi pe Andrei. Bă, deci episoadele astea, bă, sunt prea fani, eu mă spart de râs. Fiți atenți, de aici o să moară. Deci fii atent. Hop! Gata, s-a terminat. M-a pierdut. Ia. Doamne, bă, ce se întâmplă? Nu știu, bă, Andrei, nu știu, că mă tot pierzi, nu mă găsești, chiar nu știu. Bă, dar nu-i corect, tu faci ceva. Ești hacker? Cumva, nu sunt hacker, Andrei, sunt doar prea bun. Ok, eu cred că o să spar monitorul. Ok, oameni buni, mai sunt 35 de secunde și în secundele astea efectiv o să mă plimb și o să încerc să-l ajut. Ori ești tu prea mare IQ, ori vezi că am trecut prin fața ta. Dar nu știu ce să zic. Doamne, că vreau să mă prindă, hai că mă prinde dacă e. Ce, bă? Tu ești? Săracu, frate. Deci mi se pare incredibil cum Andrei poate să fie atât de nub la hide and seek și el să se dea mare șmecher, hopa. 7 secunde, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Am câștigat, gata, asta a fost. Bă, nu mai suport, nu se joacă așa, revanșa. Bine, Andrei, hai să facem revanșa doar pentru că îți mai dau eu o șansă că, bă, ce s-a întâmplat până acum e jale. Hai mă, băiatule, go, nu-i corect, ok, bun, hai să-i dăm... Idem aceeași artă, hai să vedem. De data asta eu caut. Andrei, vezi că încep să te caut. Mă ascund, este. Andrei, dar să știi că tu cam trebuie să începi să te ascunzi, că eu te văd. Păi bă, eu-s regele la ascuns. Stai tu cu minte. Păi Andrei, eu dacă ți-a dat una, am cum să termina meciul, gen. Andrei, de ce nu te-ai ascuns? Stai bă, liniști că mai e. Am câștigat. Ce? Bă, Andrei, îți bagi joc. Ok, gata, hai încă o dată. Bine, bă, Andrei, hai să zicem că asta nu s-a pus. Și, ok, iar te caut. De data asta te rog frumos chiar să te ascunzi, ok? Mă ascund. Ok, sunt atât de curios. Bă, da, sunt atât de curios unde se ascunde Andrei. Și, Andrei, cine nu-i gata, iau cu lopata. Hai, bă, să vedem unde s-a ascuns Andrei. Chiar sunt curios. Bun, Andrei, poți să dai și mie? Hai, bă, nu, bule, ia că mă mai face și nu. Bă, dacă tu pe-o pe copilul ăsta, bă, n-am văzut așa ceva. Ok, hai să vedem. Deci până te caut eu, Andrei. Deci ok, aici nu e în sufragerie, nu e nici în camera asta, nu e nici aici pe balcon. Ok, e în apa asta, fii atent. Nu e nici aici în apa asta. Poți să-mi dai niște detalii despre unde te-ai ascuns, Andrei? Te-am văzut. Ok, deci asta e tot ce... Bă, prostovare. Bă, vorbește-mă frumos. Hai, zi-mi niște indicii, unde ești? Hai să vedem, ia, să văd ce pot scoate de la el. Ok, interesant. Arăt ca un lemn. Ok, deci ești lemn și sunt lângă apă. Ok, deci e lemn și e lângă apă. Bă, vezi că nu pot spune ce sunt. Păi cum adică arăți ca un lemn? Ești lemn sau nu? Doamne, bă, Andrei, bă. Păi bă, ne jucăm hide and seek? Sau ce facem aici? Bine, ai dreptate, ok, nu pot să spui exact ce ești. Dar vreau să-mi spui, ți-am dat indiciu, haide. Ok, deci eu vreau să-mi spui, Andrei, în momentul de față, dacă tu ești cumva, dacă tu noți în momentul ăsta, gen, vreau să știu dacă tu noți acum. Nu not eu. Dar ce, mai e cineva cu noi pe server sau ce se întâmplă? Gen, crezi că se mai joacă cineva cu noi, Andrei? Nu. Păi și atunci, uite, eu văd o chestie care se mișcă pe aici, gen, care merge, eu uite, se schimb între, ce se întâmplă, mă? Gen, ai idee? E bug, mă, eu nu sunt aici. Deci e bug ce văd eu în momentul de față, nu ești tu, nu? Nu, mă, am pățit și eu, hai, caută-mă. Bine, mai, că mă duc să te caut, Andrei, să... Andrei, bă, chiar așa, mă, de unde știai, de unde știai? Bă, Andrei... Nu mi-a plăcut, încă o dată. Dar de data asta vreau să-mi promit că o să te ascunzi cât de bine poți tu. Bine, ok, hai să vedem. Ok, Andrei, ți-am mai dat o șansă. În 10 secunde încep să te caut. Bă, promitem că te-ai ascuns cum trebuie. Gen, spunem că te-ai ascuns cum trebuie, te rog, da? Ok, hai să vedem. Și vezi că te caut. Bun, hai să vedem, mă. Deci, ia, deci, promiți că cât de bine te-ai ascuns, mă. Zic cât de bine te-ai ascuns. 10 din 110. Ok, nu știu cât de bine înseamnă asta. Dar în orice caz, Andrei, deci promit. Bă, Andrei, nu știu exact ce-ai scris tu acolo, dar promit că te găsesc imediat. Deci, nu ai cum, frate, nu mă mai găsești, nu ai cum. Ok. Spune-mi, te rog frumos, dacă ești în interior sau în exterior. Dacă mă găsești acum, îmi șterg Minecraft-ul o săptămână. Așa sigur sunt pe mine? Mamă, perfect, bine, sincer.
Nu, dar nu e nicăieri. Adică, mă rog, nu am consultat toată harta, încă mă plimb pe aici, dar momentan nu prea te văd. Gen, e destul interesant ce se întâmplă. Chiar nu înțeleg totuși unde... Bă, dar... Bă, nu-i nicăieri? Bă, Andrei, mai zi-mă, frate, odată, unde ești? Dă-mi un indiciu, ceva. Că nu te văd, efectiv, zici că nu existi. Sunt afară pe undeva? Pe unde, mă, băiatule, că nu te găsesc? Pe afară, gen, nu înțeleg. Aici nu ești, dar aici nu e afară, în primul rând. Bă, ai trecut pe lângă mine de 1000 de ori. Faci mișto? Cum, bă? A, bă, că-ți bai joc de mine, că n-am trecut, mă, de 1000 de ori. Ce ai? Exagerezi și tu în momentul ăsta, vă dați seama. Ok, faci mișto de mine? Nu fac. Acum ești foarte aproape de mine? Asta e ce pot să zic. Bă, dar, și cum adică sunt foarte aproape de... Da-te încolo. Nu pot să cred unde sta... Bă, nu cred. Bă, n-a poftim, omul meu. Omul meu efectiv s-a culcat. Bă, Andrei, vezi că te-ai ascuns bine. Lasă-mă, eu nu mă mai joc. Bă, stai. Bă, în primul rând trebuie să recunosc și trebuie să zic că, bă, chiar te-ai ascuns bine, bravo. Da, mă, da. Cum mă găsești mereu? Ok, Andrei, nu mai fi supărat, pentru că, bă, momentan ți-am demonstrat că eu sunt regele hiding seek-ului. Pentru că în momentul de față o să dăm această hartă și poate o să ai mai multe șanse pe ea. Ok, o să vezi tu. Bun, apasă tu butonul ca să nu zici că l-apăs doar eu și hai să-i dăm. Haide, haide odată! Tot ce-o caut! Este timpul să-ți arăt că eu sunt regele. Bine, mă, hai! Hai, că mi-ai demonstrat de atâtea ori, Andrei, susătul! Nu? Andrei, mai ai 10 secunde. Acum chiar dau tot ce știu eu mai bine. Ok, Andrei, nu știu cum să anunț, dar mai ai doar 5 secunde să te ascunzi. 4, 3, 2, 1. Cine nu-i gata, îl iau cu lopata. Ia mă să vedem, deci fii atent și că dă el tot ce are mai bun în el. Ia mă să vedem cât de bun poate să fie omul ăsta. Ok, dă-mi un indiciu, ești afară sau înăuntru? Nu pot, lasă-mă. Dar de ce nu poți, mă, să-mi zici și... Bă, Andrei, bă, mor de râs, ăsta cred că ăsta trebuie să fie cel mai amuzant de episod de hide and seek, n-are cum. Gen, omul meu, efectiv, bă, ești unul de... Ah, ia uite-l, bă, Andrei, bă, lasă-mă, bă, băiatule, treci, bă, încoa... Ia uite-l, mă, ce fuge, nu se poate așa ceva, nu, că îl prind. Stop! Bă, Andrei, bă, cum reușe... Ce... Și-a făcut mai ieșit? Ha, băi frate, ce poftă am de un măr! Da, știu, probabil nu vă vine să credeți, dar da, eu mai mănânc și mere în timpul liber, așa că dați-mi 2 secunde să-mi iau un măr de aici de la dozator. Hopa! Ia uite-l cum a căzut! Bun! Alexandra, ai cumva idee ce oră avem? Nu de alta, dar aș vrea să mă duc la oră, dacă știi ce zic. Avem istorie? Ce, mă? Paolo, știam eu că nu mi-am făcut tema. Ok, mersi frumos. Bun, dacă tot sunt aici, oameni buni, dați-mi 2 secunde să... De fapt, nu, mă, știi ceva? Nici nu mai stau. Mă duc direct la oră. Mulțumesc, Alexandra. Bună! Ioana? Fan Andrei 2010? Mă, dar unde e Andrei 2010? Stai, Andrei trebuia să mă aștepte la oră. Băi, Ioana, l-ai văzut cumva pe Andrei? Ce? De ce râzi? Gen, ce ți se pare amuzant aici? Că eu nu râd. Fan Andrei 2010, unde e Andrei? Nu știe. Ce? Ce să nu știu, mă? Bă, voi râdeți de mine, mă? Ce se întâmplă aici? Alo? Ha-ha! Bă, dar de ce râdeți? Fan Andrei 2010, spune-mi tu, unde e Andrei? Gen, e colegul meu de banc la urma urmei, trebuie să știu unde e. Nu putem să-ți spunem. Ha, bă, dar de ce nu puteți să-mi spuneți? Ce se întâmplă? E undeva pe aici, se ascunde, nu? Ia stați, mă, că-l găsesc. Andrei, unde ești, mă? Ești în cărțile astea, ești în dulapul ăsta. Unde e, mă? Bă, alo, e după tablă? Ok, Alexandra, știu că nu ai treabă cu ora asta, dar unde e Andrei? De unde să știu eu unde e Andrei? Lasă-mă, că eu am alte treburi. A, ok, mulțumesc. Bă, frate, la nimeni nu mă ajută. Ioana, spune-mi acum unde este Andrei. Silent, chiar nu am voie să-ți spun. Este undeva pe aici, asta e tot ce am voie să-ți spun. A, ok, bine. Mersi, m-ai ajutat cu absolut nimic. Nici o problemă, că îl găsesc eu, deci nu e nicio problemă. O să vedeți voi că îl găsesc. Unde e, mă? E sub bancă, e sub tablă, e sub... Ha-ha, 100%. Nu mă găsește niciodată. Nu pot să cred că asta se ascunde sub catedră.
Ioana, tocmai ce l-am văzut pe Andrei cum se ascunde sub catedră, l-am găsit. Și el nici măcar nu-și dă seama că l-am văzut. Doamne, ce fraier e Andrei, chiar nu știe să se ascundă deloc. Aha, și acum pentru că voi nu ați vrut să-mi spuneți unde e, o să mă răzbun. Bine, nu o să mă răzbun pe voi, o să mă răzbun pe el, pentru că probabil el v-a pus să nu spuneți nimic, nu? Da, ne pare rău, nu e nicio problemă, dar dați-mi 2 secunde. Știți ce o să fac, oameni buni? O să mă duc în cancelarie să o caut pe profesoara de istorie și o să-i spun că Andrei 2010 se ascunde sub catedră. Și 100% o să-l pedepsească. Hai să o facem și basta. La 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 la. Oh, bună ziua, doamna. Uitați, nu vreau să fiu pârâcios sau ceva, pentru că nu e genul meu, dar spune, Andrei 2010 se ascunde sub catedra dumneavoastră și și face prostii. Eu zic că ar trebui să mergeți în clasă să vedeți ce face, adică nu se poate așa ceva. Ce? Nu se poate. Da, exact. Plus de asta, ora începe în 2 minute, așa că ne vedem la oră, doamna. Mulțumesc. Ok, nu știu dacă trebuia să-l părăsc pe Andrei că a făcut chestia asta, dar iată mă, se ascunde el de mine, dar cu ce ocazie se ascunde? Și uite-l mă, chiar sunt foarte curios motivul pentru care Andrei se ascunde de mine și practic a pus-o și pe Ioana și pe fan Andrei 2010 să nu-mi spună unde e. Uitați doamna, uitați, v-am spus că se ascunde aici. Aici? Ce? Nu era Andrei aici sub catedra acum câteva minute? Băi, alo, voi ce vă uitați? Fan Andrei 2010, Ioana, spune ce voi. Doamna, 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 stați o secundă. Doamna? Eu nu-l văd pe Andrei aici. Tu-ți bagi eu copile? Ce înseamnă asta? Trece-mi banca ta. Dar doamna, stați. Dar doamna, chiar era sub catedră, promit. Nu mai vreau să aud nimic. Punct. Doamne, ia uite-l mă și pe Andrei ăsta. Se ascunde și după nu se mai ascunde. Bă, frate, dar cât mă enervează. Și nici măcar nu e la oră, unde e? Trebuia să fie aici. Aolo, doamne. Mamă, deci cât mă enervează Andrei și nici n-a început ziua. Nu înțeleg unde se ascunde și de ce. Pe bune, spune și voi. De ce se uită toată lumea la mine așa? Ce s-a întâmplat? Am ceva între dinți sau ce? Silent la tablă. Aolo, dar nu am învățat. Dar doamna, nu am învățat nimic pentru asta. Bun, acum, în fața clasei, te rog, spune-mi ce lecție am avut de învățat pentru astăzi. Aolo. Fraților, nu știu absolut nimic. Poate mă ajută un like din partea voastră, dar nu cred. Cred că o să mă fac de râs, pur și simplu. Nu știu absolut nimic, doamna. Psst, bă, Silent, bă, ce... Andrei? Mă, ce? De unde stau de Andrei? Alo? Bă, tabla! Tabla? Sunt în tablă? Ce, mă? Bă, Andrei, tu ești, mă? Da, vino! Ce? Scuzați-mă puțin, doamna profesoară. În liniște? Bă, cum adică ești în tablă? Vino la tablă! O să înțelegi, vino! Vino repede! Păi, bă, Andrei, sunt la tablă. În tablă! Intră în ea, nu înțelegi? Doamna profesoară, scuzați-mă 2 secunde. Am impresia că aud chestii. Ok. Wow! Andrei! Bă, dar mult ți-a luat să mă găsești, frate! Bă, Andrei, ce cauți în tablă în primul rând? De ce te ascunzi aici? Bă, frate, inițial voiam să mă ascund de tine, pentru că m-am ascuns în mai multe locuri. Prima oară m-am ascuns în catedră, după care în dulap și acum am ajuns în tablă. Ok, și pot să te întreb, te rog frumos, de ce ai făcut toate chestiile astea, gen care, ce se întâmplă cu tine? Bă, voiam să-ți demonstrez încă o dată cât de bun sunt la hide and seek. Na, nu pot să cred că tu ai făcut... Tu ai făcut toate chestiile astea ca să mă provoci să ne jucăm hide and seek, Andrei? De asta ai făcut tu toate astea? De asta? Da! Exact! Bine, ok, provocarea acceptată. Mamă, frate, ce m-a enervat toată ziua. Știi ceva, Andrei? Hai să ieșim de aici și hai să mergem să ne jucăm hide and seek. Doamna, mă scuzați, am o mică treabă. Andrei, haide, treci încoa. Ia uite-l, mă, frate, ce crezi, mă, că ești mai bun decât mine la hide and seek? Niciodată. Bă, Savanture, ascultă-mă, nu știu ce faci, ce nu faci, dar eu și Andrei 2010 vrem să ne jucăm hide and seek, pentru că vreau să-i demonstrez încă o dată că sunt mai bun decât el. Da, hai, te rugăm, vreau să-i arăt că sunt mai bun ca el încă o dată. Mă rog, ignoră ce spune Andrei. Păi bine atunci, văd că sunteți destul de pregătiți. Intrați în portal când sunteți gata de hide and seek. Perfect! Bun, Andrei, dar cred că înainte de toate trebuie să... Trebuie ca lumea să dea like, frate, la clipul ăsta, pentru că momentan nu știu dacă observ... Da, exact, trebuie să dea lumea like, pentru că momentan avem 2 like-uri sau ceva. Ok, de ce ai început să dansezi așa? Păi bă, dacă nici dansul ăsta nu-i convinge să dea like, eu nu știu ce-i mai convinge. Bă, da, ce-i drept.
are dreptate. Ok, 3, 2, 1, wow! Oh my god, Andrei, în sfârșit se întâmplă! Savantule! Când sunteți gata, apăsați pe butonul verde. Ok, Andrei, aici este butonul verde. Ești gata? Hai să vedem cine o să pice Hider și cine o să pice Seeker. Adică cine se ascunde și cine caută. Da, eu, eu! Eu caut? Da, mai vedem. Hai să vedem. 3, 2, 1 și... Oh my god, eu mă ascund! Oh, da, oh my god. Bă, Andrei, let's go. Mamă, ce frigit e, Andrei. Mamă, frate, asta e o hartă nouă. Bun, deci am 19, 18 secunde la dispoziție să mă ascund, oameni buni. Haideți să vedem în ce ne ascundem. Deci pot să mă fac foarte, foarte multe blocuri, după cum te-ți observa. Să știi că azi e ziua când îți zărăcine regele. Da, mă, da, mi-ai spus asta de 1000 de ori. Bun, hai să vedem unde ne ascundem, oameni buni. Ideea e că Andrei o să înceapă să vină din moment în moment. Oh my god, cred că deja vine. Bun, hai să ne ascundem, hai să ne punem ca un butoi, uite, fix aici. Deci o să ascund inițial aici și n-are nicio șansă, Andrei. Cine nu-i gata, le-au cu lopata. Oh my god, uitați-l acolo, îl vedeți că vine? Dar momentan suntem ascunzi de destul de bine. Adică n-are, bă, momentan n-are nicio idee. Momentan e ok, dar o să vină mai greu, o să vedeți chestia asta. Bă, Andrei, n-ai nicio șansă, bro. Gen, pe bune, eu chiar nu înțeleg de ce mai încerci. Ok, uitați-vă ce se primul pe ei, săracul. Bă, ia zi-mă, simiroste fraier, tu ești... Bă! Ok, deci la treaba asta chiar m-a enervat, Andrei, și vreau să-mi schimb puțin poziția. Deci vreau să mă fac un bloc de... nici nu știu ce fel de bloc să mă fac. Ia să intrăm noi în casa asta. Oh my god, stai așa, pot să mă fac un tăsta să mă pun aici. Da. Deci efectiv, uitați-vă, eu merg în spatele lui Andrei și el nu mă vede. Ok, hai să ne băgăm. Oh my god, nu cred. Bă, ce ai, bă, de faci așa? Deci cum am ascuns acum, oameni buni, în viața vieților tale, Andrei? Nu o să mă găsești. Ia, mă, uite că e lângă mine. Shh! Lasă-mă, nu pune minți. Bă, Andrei, deci nu știu cum să-ți explic, dar eu sunt una cu harta, pentru că sunt băgat în asfalt. Dar efectiv, n-ai cum să mă vezi. De ce nu am cum? Pentru că pur și simplu e imposibil. Deci eu îți dau un indiciu. Sunt pe stradă, sunt afară, sunt pe asfalt. Na, na, de ce te zici tu? Bă, da, Andrei, n-are sens! Ok, fii atent, îți dau un alt indiciu. Sunt foarte aproape de centru. Gen, vezi tu centrul ăla cu florile și cu toate alea? Sunt foarte aproape de el. Fii atent că acum i-am dat de lucru acum. Ok, ok, nu merge acolo, nu merge. Nu merge nici pe aici. Ok, ok, bă, suntem bine, mă. Andrei, hai să ne jucăm cald rece, vrei? Ok, rece. Cald, cald, călduț, cald, 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 foarte cald, fierbinte, arde, e fierbinte rău. Ok, te răcești, ok, cald, cald, rece, 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 sloi, cald, cald, călduț, călduț. Ok, rece, gheață, gheață, cald, cald, călduț, fierbinte. Bă, cum nu-și dă seama, bă? Nu înțeleg! Nu ești aici! Ba da, mă, sunt aici! Andrei, vezi că mai ai 87 de secunde. Rece, 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 cal, 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 rece, rece, cal, cal, călduț, rece, rece. Ok, Andrei, știi ceva? Hai, pa! Nu cred că nici așa nu m-a văzut. A, m-a văzut, m-a văzut, bă! Ok, nici problemă, scap de el. Vreți să vedeți cum? Fii atent. Mam, mam. N-ai cum! Unde ești, bă? Andrei, mai ai un minut să mă găsești. Acum 2 secunde erai în fața mea. Nu, mă, tu ai hack. Da, mă, nu, că eu am hack. Ok, deci mai are 40 de secunde, Andrei. De-aia ai jucat cu mine. Ai mânăril cu savantul. Ia-uzi cuvânt. Deci, efectiv, eu sunt în spatele lui Andrei. Acum e prea funny, fiți atenți. Ok, ia fi, Andrei, mă fac unde ăsta. Bă, 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 sărac. Bă, donați, bă, sărac, cum e milă de el, rău de tot. Ok, ia, nu cred că nu m-a văzut. Ia că, uite, mă ascund în ăsta. Oulo, niciodată. Andrei, mega indiciu, sunt în centru hărții. Sunt în mijloc, centru, centru, centrului. Ok, 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 ok. Nu cred, nu cred, nu pot să cred. Bă, 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 săracu. 5 secunde, 4, 3, 2, 1. Pa! Aolo, înnebunesc ajutor. Bă, dar cum, bă, să fie atât de nu n-ai voie, ilegal prin lege. Bă, omule, bă, cum să fie atât de nu, bă, Andrei. Na, deci uitați-vă și voi. Bă, n-ai voie, omule. Lasă-mă, bă. Bă, n-ai cum, Andrei, explică-mi cum poți să fie atât de, dar nu înțeleg, bă. Zici că nu te-ai jucat în viața ta, hai din sic pe bune. Nu mai fi hater de la și hai revanșa. A, da, mă, nu, gata. Hai încă o dată, da, hai să zicem că nu s-a pus asta. Hai că nu s-a pus dacă e. Bun, hai, oh, 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 wow, eu caut. Oh my god, fraților, eu îl caut acum pe Andrei. Pa, ha, ha. N-ai șanse, omule. O să vezi tu acum.
abilități. Ok, 3, 2, 1 și Andrei, vezi că am început căutarea. Hai să vedem unde poate să se ascundă acest băiat. Avem și un senzor. Ok. Deci acest item și că detectează dacă Andrei este în apropiere. Momentan văd că nu este în apropiere, dar nu mă panichez. Bă, ce râzi, mă, dar nu înțeleg de ce râzi. Oh, nu mă găsești niciodată, dar ho, că de-abia am început, frate. Stai așa să scanez și eu cu ăsta. Ia să vedem, e pe aici prin apropiere? Nu, deci nu este nici pe aici prin apropiere. Ok, o fi la piscină. Băi, am văzut că e o piscină frumoasă, ia să facem și noi o băiță. Dar stai că n-avem timp. Andrei, ideea e felul următor. Dacă eu te găsesc, tot ești nu pentru că tu nu mai găsești și eu te găsesc. Adică nu contează când te găsesc, dacă te găsesc, te-ai dus. Și o să te găsesc, adică sunt sigur de treaba asta. Nope, dorm, pa. Ah, ok, deci ești atât de lejer încât poți să și dormi, da. Ok, bă, Andrei, dar nu dai și mie cumva un indiciu, așa? Adică oricum am 240 de secunde. Sunt într-o casă, sunt într-o casă. Aha, bine, ok. O să te cred pe cuvânt. Să-l cred pe cuvânt? Nici nu știu ce să zic, sincer să fiu, că cu Andrei nu știu dacă să am încredere în el. Dar hai să căutăm în case, presupun. Bă, tu ești în spatele... Hopa, mamă, rece. Dar de unde știi tu? Mă vezi măcar ca să-mi spui rece cald? Nu știu dacă mă vezi. Da? Ok, ia zi, hai, rece cald, hai să jucăm. Ia, ok, hai să sară. Rece, ok. Călduț, ok. Cum sunt acum? Cum mă duc? Atâta nu te mai pot ajuta. Hai, bă, dar eu te-am ajut. Ok, Andrei, bine. Ce problemă, că-l găsesc eu. Stați așa că, fii atent, e fix în casa asta. Deci fii atent, e fix la etaj, se uită de pe geam. Ok, nu e aici. Ok, nici aici. Bă, dar unde e, mă? Opa! Bă, fraților, cred că avem aici o mică problemă. Nu știu dacă observați ce se petrece. Ia, stați așa. Hai să dăm și cu senzorul. Opa, ia vezi că l-a detectat. Ok, bă, Andrei, nu știu cum se anunță, dar... Treci cu a! Ia pasta! Nu, bă! Bă, Andrei, ți-am zis că te găsesc? Te-am găsit. M-am ținut de promisiune? M-am ținut! Hai! Gata, ce mai vrei? Ia, săracu. Revanșa finală? Ce revanșa finală, mă? Ok, Andrei, fii atent, uite la mine. Deci fii atent cum facem. Cât e scorul acum? 2-0. Da, nu-i corect. Ok, pentru că vreau să-ți acord altă șansă, adică să-ți mai dau o șansă să fie destul de corect, o să schimbăm harta. Hai să jucăm pe harta asta și... Ba nu, vreau pe harta asta, actually, și 3, 2, 1... Dar dacă te bat acum... 3, 2... Da, bă, dar de unde ai venit tu cu astea? Face cât 3 runde, vrei? Nu vreau. O să se pună un punct dacă mă bați, ca să jucăm corect. Dar cine ești tu să primești 3 puncte dacă... Nu! Facem pe un punct. Deci 2-0 pentru mine, dacă mă bați o să fie 2-1. Hai, 3, 2, 1 și... Oh my god, iar te caut. Bă, dar nu-i corect, că nu vreau să te mai caut. Pa! Mamă, bine, hai face bine să te ascunzi, ok. Mamă, nici nu știu harta asta, fraților. N-am nicio idee cum e harta asta și nu știu pe unde să-l caut. Ah, e posibil să mă bat aici. Gata, ok, 3, 2, 1 și... Aoleo, mama mea, ce hartă. Na, păi n-am nicio șansă, deci vă zic sincer că n-am absolut nicio șansă să-l găsesc aici pe Andrei. Adică poate sunt eu bun pe hide and seek și așa, dar nu prea știu ce să zic, fraților, aici. Cred că s-a cam terminat șmecheria. Mamă, nu cred. Bă, dar nu cred. Nu cred, frate, că nu avem cum. Harta asta e prea insane. Hai să vedem, poate, dar nu prea cred. Bă, Andrei, zi măcar dacă ești în interior sau exterior. Adică, măcar o informație de genul să-mi dai și mie că la ce? Exterior? Ok. Bă, dar nu mă minți, nu? Gen, chiar zici serios sau? Gen, chiar mă interesează să vorbim serios aici. Gen, chiar contează. Da, bă, da. Ok, după cum o spune, nu spune serios. Nu mă găsești niciodată. Ok. Bun, hai să luăm. Dar, bă, dar n-ai cum, frate, că am 300 de secunde, dar e prea mare harta. Adică n-ai... Bă, frate, bă. Știam eu. Bă, știam eu că văd ceva acolo. Nu cred. Nu mă mai joc cu tine niciodată, hacker. Bă, stai, Andrei, stai. Bă. Ce-a fost asta, mă? Ok, Andrei, ca să-ți mai dau niște șanse și să nu spui că-s băiat rău, o să mai jucăm. Momentan e 3-0 pentru mine. Dar ce faci, te dai bătut? Nu mă dau bătut niciodată. Sunt sigur că pot să întorc scorul. Ok, bine, cum spui tu. Hai să dăm o altă hartă și anume asta. Și hai să vedem. 3, 2, 1 și... Bă, nu se poate, mă. Bă! Dacă iar mă găsești, eu spar calculatorul și gata.
Na, deci iar îl caut oameni buni și iar nu știu harta. Andrei, dacă nu mă baz la asta, chiar ești ultimul noob. Bun! 5, 4, 3, 2, 1... Cine nu-i gata? Oulă, mamă! Îl iau cu lopata. Mamă, fraților, deși e hăr, jucăm aici. Deci să mă ascund eu pe harta asta. Deci vreau să mai jucăm una după. Să mă ascund eu pe harta asta că... Bă, de nu mă ascunde, bă, băiat. Ok, o să pun pariu că Andrei e în casă. Adică 100%, nici nu mă gândesc la altceva. Andrei 100% e în casă acum. Nu-ți mai zic nimica, hai pa. Mamă, bă, da, ce întunecată e casa asta. Cum ar trebui eu, bă, să te găsesc, doamne? Olo, ferească se. Bă, băiatule, bă, nu e bine, bă, nu e bine deloc, gen, ce se întâmplă aici. Nu, e clar. Păi nu, că chiar, Andrei, deci dacă eu te găsesc acum, nu că-s regele, sunt cel mai rege. Deci tu înțelegi că dacă eu te găsesc acum s-a terminat tot? N-ai curaj? Bă, n-am curaj, sincer. Bă, băiatu... Andrei? Cred că tocmai ce te-am găsit din greșeală. Nu, nu se poate așa ceva, nu cred. Bă, bă, bă! Știi ceva? Nu, 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 stai! Andrei, hai doar să recunoaștem că sunt prea bun. Și poate... Nu. Bă, stai! Nu ești. Bă... Poate am avut puțin noroc. Dar cum să te găsesc, frate, așa? Puțin? Puțin noroc? Ok, poate puțin mai mult. Dar, bă, băiatule. No, trebuie de... Cât e scorul? 4-0? Jocul ăsta cred că are ceva hack. Da, cred că jocul are hack. Știi ceva? Vreau încă o dată harta asta. Deci mi-a plăcut prea mult. Dar vreau să mă ascund eu de data asta. Bine, 4-0, nu mai contează. Dar hai așa să mă răzbun. Bă, Andrei, niciodată să nu spui niciodată. Da, mă, bine, cum zici tu. Ok, 3, 2, 1 și... Oh, da! Ok, Andrei, acum e rândul meu să mă ascund și nu știu cum să-ți explic, dar... Oficial, s-a terminat șmecheria. Ok, bun, o să fie ușor. Deci dacă eu m-am ascuns aici, oameni buni, Andrei în viața vieților lui nu știe că eu m-am ascuns aici. Deci eu chiar vreau să mă ascund aici. Deci fiți atenți, uitați-vă și voi. Deci e prea amuzat, efectiv. Ia, hai să vedem. 3, 2, 1... Hai, Andrei, hai. Ia, hai să-l vedem pe Andrei. Deci, bă, Andrei, spune-mi tu sincer, care crezi că sunt șansele să mă găsești? Zic eu, mici. 100%? Ok, bine. Nu prea aș crede. Nu prea aș crede că, gen, la urma urmei... Frate, nu cred. La urma urmei, crede-mă că m-am ascuns destul de bine. Bă, care erau șansele să vină fix aici? Bă, stai nebun, mă. Ai intrat în casă, bun. Da, Andrei, deci tot ce pot să spun e că, de fapt, nu, nu-ți dau nici un indiciu. Oameni buni, eu mă pun pe spate, mă, și culc. Noapte bună tuturor. Eu stau pe spate. Vă rog, treziți-mă că mă găsește. Bă, te rog. Mamă, bă, Andrei, m-ai trezit. Spune-mi unde ești. Dă-mi un indiciu sau ceva. Ok, bun, ideea e în felul următor, Andrei. Pot să-ți spun decât faptul că sunt lângă o fântână. Asta e tot ce pot să spun. Ia, mamă, mamă, fii atent că acum i-am dat de ta. Bă, bă, stai. Bă. Nu, nu pot să cred, oameni buni. Primul punct pe care Andrei îl ia. Nu se poate. E 4-0, oameni buni, și urmează să fie 4-1. Na, nu permit așa ceva. Nu. Firar. Ok, repede. Să fac o eschivă ceva. Haide. Nu. Nu! Ușor. Super ușor. Da, nu. Lejer rău de tot, cred. Bă, Andrei, Tu chiar ai luat un punct. E 4-1. Da. Ăsta e doar începutul, baby. Ce început, mă, că ai un punct și eu am 4. Ia uite-l, mă, pe ăsta ce se umflă în pene. A, mă, fricosule, nu mai dai o rundă? Ți-e frică sau ce? Bă, oricum și dacă dăm o rundă și o câștigem, adică tot eu am scor mai mare. Nu știu cum să-ți explic. Da, dar revanșă. Plus ne jucăm până când vreau eu, ok? Eu sunt bossul. Da, mă, bossule, bine, cum zici tu? 3, 2, 1. Bă, stai! Nu da start! De ce, mă, Andrei? Ce s-a întâmplat? Ok, hai să o facem pe asta decisiva. Dacă eu te bat, e egalitate. Dacă tu mă bați, mă bați. Aia e. Adică, păi stai, bă, cum funcționează asta? Păi mie nu prea îmi convine așa, să zic sincer. De ce? Bine, mă, hai, dacă mă bați, e egalitate. Cum zici tu? Start! Oh, da, Andrei, hai să te văd. Harta asta chiar e grea. Ușor, bă, hai să văd cât de ușor e când o să-ți dai seama că tocmai ce începem. Ok, dar stai că eu nu știu unde să mă ascund. Bă, stai așa că nu e de glumă. Deci stați 2 secunde, oameni buni, că trebuie să-mi dau seama unde mă ascund aici. Ok, stai așa, bun, oricum, Andrei, nicio șansă să mă găsească sau ceva că... Bă, dar ce caută fix în casa asta? Ok, bun, hai că a plecat. Bun, hai să mă fac un bookshelf. Perfect. Aia zic, perfect.
Mamă, cât de aproape eram. Dar n-am nicio emoție cu Andrei, frate. Știu că nu mă găsește orice s-ar întâmpla. Și oameni buni, credeți-mă că dacă mă găsește, bă, chiar mă supăr. De fapt, ce stai, mă, să schimb eu locul, că nu prea îmi place mie. Oh, bă, să mă fac pepene. Fii atent, mă, bag, uite, fix aici. Aha, gata, frate, gata. Deci sunt full pepene. Andrei, vrei să-ți dau cel mai insane? Bă, bă, ce? Ua, ce, bă? Lejer. Intuiție și talent. Oh, what? Silent. Bă, bă, stai o secundă. Am demonstrat încă o dată cine e regele, haha. Și a ieșit. Bă, stai. Cum a fost asta corect? M-a găsit prea repede.